Suntem în partea a doua a podcastului nostru. În fața mea, cine credeți? Ilona și Florin, un cuplu celebru din istoria televiziunii în România. Ce mai faceți, mă, copii? Deci, să pui sutele aici. Da, e de muzică ceva, dar așa? Nu știu ce face, cum cântă. Așa? Nici noi. Horia zice că el știe. E un fel de acordeon de lemn. Foarte bine! Dă-mă din el așa. El când scoate sunete. Ține-mă de mânere. Și ce sunete scoate? Ține de mânere. Așa. În sus. Ok. E break dancer. Wow, ce nebun e! Dar uite-te cum sună! Uite-te cum sună! Sună ca atunci când deschide șlițul. Băi, vreau să vă spun că am o chestie senzațională să vă arăt. Interesant. Mai merg astea? Vreau să urmăriți doar un pic dinamica acestei emisiuni, spuse podcast al tău. A venit Ilona, eu iar m-am pus într-un colț, departe, așa, acum e podcastul Ilonei. Nu. Așa e, fac tot timpul, băi, o las și la emisiune. Și la Te Cunosc, să strălucească. Fii atent aici, eu cred că... Am venit să te salvez, că să știi că sunt nesimțită și am ascultat la ușă și am văzut cum ai încercat să-mi vârzi cuțitul ăla. Am ascultat... Ai ascultat, nu? Era acolo la ușă, da. Pentru că și așa ascuțit niște cuțituri. Uite așa am vârtea acolo, uite așa. Să scot eu cu furculița! Victorile, erai la godin, s-a scum era, ea? Fii atent aici. Vrei un mic? Da, o să vreau și un mic. Fii atent aici. Voi doi aveți un tip de dragoste care nu se mai, care nu prea există în România, dar în viața, în tagma artiștilor. Dar fii atent aici o chestie. Voi aveți ăla până la o iubire de prieten, dragoste de prieten, dar nu mai sus de iubit. Dar aveți o limită foarte înaltă, înțelegi? Deci dacă voi doi sunteți singuri pe o insulă, sunteți siguri că nu se duce mai departe relația voastră? Păi de ce să o stricăm? Eu m-am căsătorit între timp, cred că ați uitat, domnul Breciu. Între timp, uite să se mai ducă. Probabilitatea e mai mare să rămân eu cu Andrei pe o insulă și să o luăm razna. Adică asta ar fi problema, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Ilona... Da. Ți-a dat vestea proastă că te-ai căsătorit? Mă uit... În telefon și... Da. Tot caut invitația de pe 20 iulie de la nunta ta. N-a fost cu oameni. Eu sunt un animal. Un animal nenorocit. Ești un om, dar n-a fost cu oameni. Sunt un monstru. A fost restrâns așa și oricum aveai cântare. Sigur avea, eu la asta m-am și gândit, nu, zic, nu că are sigur avea cântare. N-are rost să te duci la o nuntă unde dai bani decât una la grei. Vreau să... pe Wembley. Așa. Dacă aveam. Știu că ați chemat la fel cum ție este... pe cu brânză. Ce? Lasă că te chem la mănâncă brânză. Te chem la a mea la Paștele Cailor. Te ca să trebuie rămâna. Când o fi. Ca să vedeți cum e viața, că ultima oară când am fost aici... Adevărat, eram... Tu erai logodit și eu eram... Deci este pe partea cealaltă. Interesant, unul hei și altul cea. Dar se reglementează lucrurile. Vreau să-ți arăt o poză din copilărie pe care am descoperit-o de curând într-o... Copilăria ta sau nu? Nu, copilăria... Nu, după vremea ta nu era fotografie. Ai înțeles? Ai din stânga Ilona, bănuiesc? Da. Nu știi care e Ilona. Cine e din dreapta? Ilona. Amândouă sunt Ilona. Ilona. Deci tu, când am văzut poza asta... Ce seama cu sora ta n-ai din stânga aici? Deci tu ești miracolul de pe strada 34. Ăsta e din film. Asta e filmul. N-am văzut. Ăsta e miracolul de pe... Okay. Și asta este Ilona, mă. Tu înțelegi ai ce... Ai fi avut potențial ca actriță. Da, nu? Când erai mic acolo. Da. Nu te-ai trezit la timp, nu fata mea? Nu m-a trezit la timp, exact. Acum, noroc că te mai invită unii la sala palatului. Opa! Altfel... Eu când ajung la mijloc cu treaba asta cu sala palatului, nu mai știu ce să fac. O să mănânc pepene cu brânză, deși n-am mâncat niciodată, ca să am gura plină, să nu mai zic tu nimic. Ești ca aia pe care îi treabă lumea, ce vrei să te faci când o să fii mare? Musafir. Vreți să fii invitat? Vreau să fii invitat la ora, la ora, la ora. Fine. Dar mie îmi place la podcasturi. În decembrie 2022, unul era Lulea, da. Alta era Chiftea. Așa, da. Acum unul e Chiftea. Atunci am fost... Decembrie 2022. Și am avut de discuția despre care cântă la nunta cui. Am zis că exact. Eu la nuntă. S-a dus drept. A rămas și eu necântată și tu nezurat. Eu ți-am cântat singură. Pentru că, dragii mei... Ia, iar ne pune să cântăm. Tot aia? Că noi avem una și bună pe aia, mă, știu. Nu. Sper că nu-i tot aia. Nu, noi una știu. Asta e serioasă, rău. Sunteți gata? Da. Pentru că... Stai că mă... Și ne dă chinezăria aia, nu?
Pentru că așa se învârte. Nu, 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 nu. E chinezăria? Nu e chinezăria. Ba da, după reacția băieților e chinezăria, mizeria. Nu. Pentru că așa se învârte roata. Roata vieții. Aoleu, mai știu. Ce vremea înșelătoare, fără duși întors, tinerețea călătoare, ca aerul s-a dus. Din trecutele iubiri, prefăcute-n amintiri, mai adie un eco. Torurile de pe vale și durerile de șale, cui să îi le dau cadou. Învârtește, Doamne, roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Dacă-ți rup pe spițele, schimbă-i, Doamne, roțile și mai pune-i patru noi. Reîntoarce carul vieții în boiana tinereții, să întinerim și noi. Roata morii se-nvârtește ca norocul meu. Inima mă dojenește că-am iubit mereu. Am iubit și-o morăriță cu farmece la guriță și cu ochii de vapai. Da. Nu știu ce-am să fac acum că-a început să cadă bruma peste floarea dragostei și toată lumea. Învârtește, Doamne, roata, roata lumii, roata vieții, roata, roata. Dacă-ți rupte spițele, schimbă-i, Doamne, roțile și mai pune patru boi. Reîntoarce carul vieții în poiana tine, să întinerim și noi. La mulți ani tuturor! La mulți ani, bine te-am găsit! Hai noroc! Mai uitasem de melodie. Pentru că am discutat ieri, nu mai târziu de ieri, cu Ioana Macarie, care este coregrafa spectacolului de la noiembrie de la Sala Palatului. Cum ar fi să veniți amândoi? Nu. Nariță, nu pot să... Sunteți prea mari pentru mine. Așa. Nu și pot mai să... pune patru boi. Cred că e. Ziceam eu. Boi, niște vaci. O, boi, ce boi, niște vaci. Ziceam eu, dar e patru noi. Da. Ideea este că... Horia. Deci atunci, știi că... O să i-am invitați la podcast pe Florin și pe Ilona. Deci în momentul când zici cuiva de voi doi... De bine. Fie de aici. Zi, Ioana. Cum au făcut ăștia doi? Cum sunt ăștia doi când au făcut aia? Ioana cu noi. Băi, frate, când a început aia, uite așa. Ioana. Zim ceva rău despre ei. Nu există. Te pupăm, Ioana. De ce sunt niște îngerași? Măcar la tata de naș. Da. Ce da? Amândoi aveți un... Fii atent aici. Spune. Și acum vreau să vorbesc despre chestii. Am discutat cu acest copil, că a fost la spital. L-a luat amețeala. Da, când? Acum de curând? Nu. Iar eu cred că tu ești în același sistem. Când aveam șoareci amândoi. Da. Adică amândoi sunteți... Și aș vrea să discutăm o chestie foarte, foarte serioasă. Deci, cum vă relaxați voi? Uite, mai mâncăm un mic. Bun. Mai mă duceți la un podcast, așa? Ilana zice că îmi iau zi în care să merg la masaj. Da. Fac asta. Da. Faci masaj? Da. 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 Nu mergi la masaj? Da. Tu nu mergi la masaj? Nu mergi la masaj? De ce? Eu nu sunt obosit niciodată. Eu mă relaxez acum. Eu mi-aș dori să fiu ca tine, dar nu pot. Eu nu înțeleg cum tu nu obosești niciodată. Și nu înțeleg de ce. Mă gândesc la voi. Nu, trebuie să existe ceva. Tu ai ceva care, nu știu, e un secret pe care nu vrei să ni-l spui. Aia are droguri bune.
scuze. Drogul este prietenia. În același timp... Cum te relaxezi tu, Horia? Ai momente când... Ca să te relaxezi. Deci, eu nu las neuronii mei pe care scrie air, nu refolosire recondiționare, ci relax, să vină în mintea mea. Îi dau la o parte și cei care circulă în mintea mea, acum este Florin, F și I, care sunt așa. Așa. Fi. Brownian, așa? Sau... Fi. De la... Fi. Fi Ilona. Fi Firistei Florin. Așa. Înțelegi? Aha, aha. Și de fiecare dată când mă gândesc la voi și mă gândesc la întâlnirea noastră, am așa o bucurie interioară când atât de mult m-am bucurat pentru copilul ăsta și eu spun foarte mare drag de sala palatului și de toată lumea care a fost acolo și de ecourile pozitive pentru chestia asta. Normal că te-ai invita. Normal că ți-am zis să stai dreaptă pe scenă. Mulțumesc nu. Pentru mesaj. Să fii sănătos. La mai multe. Deci asta vreau să... Mă, ești acolo, pac, știi? Și m-am, când am descoperit cât a făcut cu frate-su, pentru că ăsta e nebun. Da, da. Înțelegi? Da, da, e, e. Și acum, eu sper ca toată lumea să se ridice la masă asta cu niște gânduri. Ce fac? Fac duetul cu mama. Mi-a dat temă. Da? Ca amintire. Uh-huh. Că lucrurile astea strec. Dacă nu-l pui undeva, dacă nu-l conserv undeva, să se bucure și viitorii tăi copii. Ăia de anul 3000. Eu am crezut că niciodată nu o să se mai uite cineva pe niște poze, pe niște videouri. Dar m-am înșelat. Cam început și eu să fac. Știi ce e nasol la vârsta mea? Că vin de ăștia tinerei care după ce am dat dreptate și eu mă urăsc sentimentul ăsta să-mi se dea dreptate. Nu, nu-mi place. Vreau să spun că aș vrea să-mi spui unde s-a făcut poza asta. Pentru că mi se pare absolut travisantă. Am atâtea poze. Nu ai băut din toate? Nu, am băut din ăla prima dată că nu aveam pahar până mi-a pus Horia. Da, ți-a băut din al tău. Ca să vezi ce... Unde e la X-Factor, în curte acolo, unde stăteam eu și unde m-am... Minți! Este pe o insulă exotică, cu siguranță. Mincinoasă! Mincinoasă! Da, eram foarte săracă aici. E insula al domnul Popa. Se vede că eram foarte săracă. Acum mult mai bine. Eram săracă și stăteam pe borduri acolo la X-Factor. Acum am discutat asta despre ăla de la final. Dar, extra. Dar ce am pierdut de acolo? Și asta îi spuneam lui Florin zilele trecute, că știi că ți-am zis, că mi se pare că noi creștem, ne maturizăm și ne schimbăm. Chestii care puțin mă enervează. Dar e normal, mă, să ne schimbăm. Adică eu eram foarte nebun acolo. Acum parcă nu m-ai permis să mai fac toate lucrurile alea. Nu înțeleg de unde. Nu, e o chestie de orgoliu care intervine la un moment dat, care e foarte ciudată. Nu știu, nu pot să o explic, dar oricum am pierdut din chestia aia. Totuși mai avem puțin și noi și facem o vârstă și mai putem să ne măscărim așa. Ce Florin în timp ce mănâncă. Da, exact ce spuneam. Adică, ce mă refer, ce vreau să spun, că nu mai am chestie să mănânc acum cu micul ăsta muiat în muștar proaspăt, muiat în muștar. Îți spun o chestie, dacă tu renunți la, între ghilimele, măscărie, care de fapt este o nebunie frumoasă, pe care lumea din jurul nostru probabil că nu are, liniștită. Dar ea vrea asta de la noi. Iar vrea asta să zică asta o nebunie, da, și să bagă un tril senzațional, că mi-a cântat adineauri ca Angela Gheorghiu. Ce, da. Tu știi ce voce are băiatul ăsta? Știi că unii oameni acasă, și asta urăsc să văd tipul ăsta de mesaj, unii sunt invidioși pe alți oameni că râd mult, mă. Îmi zice mai lumea, când mă mai duc la podcast, până la... Că ăla râde în continuu, mai, da, cât tu să râzi, ați râs forțat. Nu, eu chiar râd că mă simt bine și râd că îmi face plăcere. Cum să fii invidios pe un om că râde, mă? Acum invidia se dublează, pentru că râd și mă gând micul în gură. Da, da, bă. Aici e nivelul suprem. Hai că stai acasă și tu uiți la alții că râzi și tu zici, râd ca proștii, râdeți de gem. Da, și să știi că așa este, Florine. Cum? Am uitat la emisiunile noastre alea mai vechi. Și ori că râdem ca proștii? Nu, râdeam ca proștii și atunci, așa cum râdem la fel. Dar nu râzi ca proștii, mă, unde râzi ca proștii? Nu. Tu nu râzi pentru o poantă bună. Da, râd că mie-mi place, mie plac glumele mele, mie-mi place să râd la ce spun, mie mi se pare că sunt comică, adică... Adică mă scuzați, dar... Da. Iartă-mă. Eu îl văd... Eu am încredere foarte mare. Când o să ajungă la 50 de ani ai mei, Florin... Așa o să fie. O să iubească și mai mult nebunia. 51. 52. Păi ai scris 73? 72. M-am mințit. Mai, deci, problema mea este următoarea. Da. Eu îi vreau pe ei râzând. Uite, vezi, se poate. Ce discutăm noi acasă. 72. Sunt ce an te-ai născut?
Dragii mei, Ilona a descoperit plăcerea destinațiilor exotice. Sper că nu mai cântăm, că eu nu mai pot să mănânc, să cânt. Stai liniștit acum. Cuba, Jamaica. Îi place cultura, îi place să fotografieze. În toate film. A vrut să meargă. A fost de curând, mă rog, de curând, anii trecuți în Zanzibar, în Africa. Ce ai căutat tu în Africa? Ce mai fost în Cuba? Nu. În Jamaica? Cuba, în Cuba ar vrea n-ai să vină. Fost. Dar nu. În Africa ai fost. Da. În Zanzibar. Tărâm românesc. Și... Exact. Tărâm semi-românesc. Nu mai... Dacă ești român, știi cum intri, cam brânză. Voi doi, cam voi doi. Nu că mă enervez acum. Voi doi. Ați fost vreodată vacanță? Nu, nu. A ba fost? Da, am fost. La, ba da. La munte. Ba da, ba da, ba da, am fost. La a fost, a fost. Mai de exact. Mountain High. Yes, am fost la... Zile, la munte, da. Câte? După Revelion. Ce munte, mă? La noi aici. Zi muntele! La... La Parâng, la Retezat Godeanu, la ce vrei? Păi nu, orientat, zi munte, vârful... În Poiană. La Poiană. În po... Iată, e o Poiană. În Poiană. Chez moi, dans la maison. Oui. Deci, la mine, acasă, oui. În... Puțin mai multe, știi că pe vremea respectivă o mai vedea ursul în plan detaliat, adică în larg. Acum nu mai poți că sunt multe case. Am fost. Cum v-ați simțit voi? Păi ne-am simțit bine. Tu singur? Nu, eram invers. Eu eram cu cineva, eu eram cu Naomi și el era singur. Eu eram singur. Mă rog, mai eram și eu cu un prieten, da? Nu era un prieten din ăla. Era un prieten. Era unul de parc, a doua zi. Era un prieten comun, ca să zic așa. Okay. Și am mai fost în vacanță. Când erați nu, n-am mai fost, n-am mai fost la mare. Când erați în vacanță. Da. Când erați în vacanță. A pregătit-o, m-a făcut un preambul. Așa. Când erați să vă uite în vacanță. A făcut o introducere. Și stați așa. Așa. După ce ați mâncat bine undeva pe la o colibă, bla 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 bla. Da, niște mici. Mâncare. Ai, domnul Brenciu, păi dacă vă povestesc eu cum a fost în vacanța aia, Florin să culca mai devreme, că el era mai el era cu minte. Cum adică? Unde era mai cu mințel așa, nu era chiar ca acum. Lăsați să spune el ce vrea, dar nu, era puțin mai era domolit mai așa. Pe atunci, domolit. Pe atunci nu o lăsa să zboare sau o lasă să zboare? Am coborât pârtia aia de la Poiană mai mult pe burtă decât pe picioare. De la preschiul ăla de sus de acolo. El era, el deja nu mai era. el nu mai știe. Asta mai mult pe cameră așa. Era... Ea a fost în bluș pe pârtie. Și a coborât fără bluș. A coborât... Ia, mamă. Deci, ia-mi de aici. Eu vreau să vă faceți o... Cruce. O cruce. Așa. Crucea care-i man. Da. Vreau să-mi promiteți ceva. La prima dată, când mergeți voi în excursie, oriunde, pe lumea asta, împreună, cu clasa, în România sau în afara țării, da, vă puneți amândoi în fața locului, de exemplu în Poiană, la Buza Poienii și începeți să cântați piesa asta. Fiată. Doar refrenul. Și după aceea mergeți mai departe. Pentru bătrânul frate Horia. Ia. Okay. Dar numai refrenul, da? Da. Cine știe? Sunt sigură că n-are nicio legătură Horia cu toată introducerea asta de vacanță. Ce? Doamne ajută! Oh! 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 Nu cred așa. Bă, îmi cer scuze că Vachii nu-i foarte tare cu melodiile astea. V-ați gândit de foarte multe ori că era bine să fie totuși alți invitați. Deci, ce m-asta, Kikoko? Băi, fii-am de aici. Kikikikokoko. Buri, buri, buri. Deci fii-am de aici. Fii-am de aici. Doamne. Limba italiană și poporul italian niciodată mai n-am fost mai onorat. Iar acest Pippo Franco... Porca mizeria. Deci acest Pippo Franco cred că pentru prima dată s-a simțit în viață. Pentru că niciodată pe suprafața acestei planete, la acest format, nu s-a cântat piesa asta. Voi sunteți singurii din pionieri. Lume. Pionieri! Cum e să te simți singura din lume? Ilona Brezoianu, născută în iunie, anii trecuți. Dar nu e așa, a fost cântată și la Te Cunosc din Italia, cred că a fost cântată. Nu. Nu? Nu. Bă, cum să spun... Cum să cânte așa? Asta e o capodoperă. E foarte mișto. Tu știai piesa asta? Da. O știai? Da, o știai? Da, o știam numai de refren. Dar niciodată nu mi-am dat seama că vorbește despre găini. Da. Și despre alte chestii. Și niciodată nu mi-aș fi dat seama că se vorbește atât de mult și voi cu... Înaintașul ăla. Cu înaintașul. Am câștigat. Am câștigat? Am câștigat aici. Aici aveam șoareci, aici mi-era rău. Da. Nu, ți-era rău la sanducior. La sanducior mi-a fost rău. Așa, culmea, cum zici că la aia i-a fost rău la sanducior, era rău. Oare de ce? Hai. Of, ai Doamne. Zis bine să ne facem o cruce. Deci așa ceva, frate,
E varianta acustică, e mai da. Kiki kiko acustică. Deci să ne aducem aici refrenul împreună. Tu pure stai cumva nella vita com'o ragazzo mio, hey! Che son volpi di qua, le stufante di là, mille tupi tutti per te, sì! La zanzara che pure mi sono le stesse che poi pungeramo te, sì! E tutto questo pentiere cantano non si fa ma giorno. Chi 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 co 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 guru 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 qua qua qua. Chi 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 co 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 guru 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 qua qua qua. Tanti cali che canta. Chi 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 chi. Troppe galline rispondono co 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 co. E i sipiccioni spariscono co 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 co. Tutte le papere piangono qua 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 qua. Chi 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 co 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 curu 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 qua qua. Chi 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 co 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 curu 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 qua qua. Domani del tuo ragazzo è un la a sera strofata. Tu vai con le gambe che hai non posto da c'è la tigra dietro, c'è Spuglio che aspetta là dove passerai. Non andare finché il gallo canta, non gira mai. Chi 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 co 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 guru 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 qua qua qua. Chi 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 co 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 guru 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 qua qua qua. Chi 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 co 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 guru 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 qua qua qua. Chi 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 co 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 guru 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 qua qua. Con il latte cante no. Chi 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 chi. Troppe galline rispondono co 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 co. E se li piccioli sparchino co 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 co. Tutte la vere piangiano co 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 co. Chi 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 co 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 co. Chi 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 co 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 co. Chi 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 co 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 co. Chi 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 co 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 co. Ce piesă! Curu, curu, curu! Mă, aici este pronto? Melodia pronto? Unde noi am zis curu de cele mai multe ori și nu s-a supărat nimeni pe noi. Pentru că noi și când aveam coacoacoara, tot curu, 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 ziceam. Că asta ne aducea aminte din refren. A fost, se putea numi chi, 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 curu, curu, dar mă rog, nu se știu cine au numit-o așa. Curu, 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 cu coacoa. Da, uite, e curu de 1, 2, 3, 4, de 5 ori curu, la grămadă. Deci. Curu, curu. Băi, ia să mai mănânc, că după aia am avut petiții și n-am timp să mănânc. Ce să mai mănânci? Termină ce cu chestiile astea. Nu mai mâncați, gata. Nu, 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 nu. De ce? Avem fel... Ki, 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 co, 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 curu, 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 qua, qua, qua. Nu, nu, acum nu mai e, nu merge. Lăsați muștarul. Da, mulțumesc. Muștarul? Nu, 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 să nu-i sară cumva. Să știi că Andreea de fiecare dată mi s-a părut, dacă ar lucra într-un restaurant, ar ști timingul mâncării oamenilor. Mișto. Adică ție se pare că eu am terminat? I-a nimerit timing. Mi-a luat asta din față. Co-co-co, guru-guru-guru-guru, coa-coa-coa, kik-kik. Poți să iei micul ăsta, te rog? Poți, poți să-mi iei tot cea mai scump pe lume. Dar mamă, mamă, chiftele preferate. Salatele preferatele mele, chiftelele nu. Mini sarmale. Aripioare. Cartofi prăjiți și mini burgeri. Faide, ah, ki, 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 co, 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 curu, 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 cu, coa, coa, coa. Ți-a plăcut asta, nu? Acum cât timp mâncați voi, da? Aș vrea să vă spun un singur lucru. Voi v-ați făcut declarații reciproce, voi doi. Băi, Ilona, să știi că te iubesc foarte mult. Florin, mă bucur că ești în viața mea. V-ați făcut declarații de astea? Da, ne-am mai făcut, bă, ne-am mai a, făcut, bă, acolo te cunosc, ne-am făcut, da, ne-am făcut. Dar n-am exagerat cu ele, na. Ea mi-a dat și un Oscar. Da, ne-am ce făcut. Ce-i dat, mă? I-am dat un Oscar dat la un te Oscar. Cunosc, când a făcut Motanu Danilă. I-am făcut un Oscar. Frumos, adică... Mi se pare interesant, așa, mi se pare interesant. Și i-am dedicat premiul ei. Da, deci nu, am avut din astea formalități din astea exagerate, cum zile zici tu. Să știi că eu am aici un mesaj de la un tip care, de fiecare dată când îți spune ceva, apropo de declarațiile pe față, uh-huh. E foarte greu la noi să zic, băi, adică eu pentru anumiți artiști, eu am hotărât de câțiva ani de zile. Alo, mă bucur foarte mult. Nu, mă, bă, te iubesc. O faci? Da. Frumos. De ce? Pentru că noi nu suntem obișnuiți. Uh-huh. Da, nu cultura suntem. Noastră. Da, 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 da. Bă, și când te uiți la american, parcă ce fac ăștia?
fac dragoste. Nu! Își spun sentimentele adevărate fără perdea. Că aștept telefonul ăla. Și un tip care e deschis, dar are o manieră de-a lui de deschidere, colegul tău, da. Nu, că singur nici pe mine nu m-a sunat, stați liniștiți. Așa? Nu te-a sunat frate tu? Frate tu trebuie să treacă prin școală. Da. Vine pe mine. Da, da, să intre Dan! Bendeac, de ziua ta. Am spus despre nenumărate mârșăvii de-a lungul timpului. Uh-huh. El e tipul ăsta cu umorul noir, după aceea o salvează cu dragoste. Uh-huh. Că e proastă, că e tâmpită, că n-are nici școală și câini și oi și ne-a omorât tovarășul capitan, ce facem? Dar trebuie să admit că viața mea ar fi fost mai săracă fără această pârdalnică creatură pe care o iubesc și care mă face să râd. Dragă Ilona Brăzoianu, sper că te voi regăsi pe aceeași bancă până la sfârșitul zilelor tale, căci tu vei muri înaintea mea, asta e cert. Chiar și așa am de gând să te îmbălsămez ca pe Lenin, să te așez pe bancă, să-ți montez un difuzor în fund care să pleieze replicile și tot voi continua. Ești o minune la mulți ani. Răspuns Ilona. Ia. În fiecare an... Urarea de la tine e cea mai specială, recunosc. Mulțumesc, te iubesc și promis să nu las banca goală. Fai. Da, vezi? Deci eu fund, da. Ia de ziua mea m-a postat în rochie. Iată rochia. Nu, fii atent, asta e altă chestie. Bă, da, l-am postat în rochie, dar eu așa sunt. Cumva, cred că Florin nu e genul ăsta de om la care merg chestiile astea siropoase. Lui trebuie să-i zici ceva amuzant și el înțelege că acel așa ceva e amuzant este cu dragoste. Dar dacă îi spui din astea, nu știe cum să le gestioneze și se... Suntem în octombrie 2024. Eu și Florin ne vom aniversa ziua pe 27 anul viitor, respectiv 29 august. Da. Mai pui o rochie cu el, bănuiesc. Da. Ce vei pune cu mine anul viitor? Domnul Brenciu, aici e greu, bă, da, am... Nu, când doi cu domnul Brenciu. Bă, dar eu am materiale, da. Nenorocit! Nenorocitul din Craiova! Criminal în serie, nu. Ce-mi pui cu mine? Deci... Eu vreau... Tu ești, stai puțin, că eu nu te cunosc așa bine. Ești genul că îți desplac astea... Adică vrei să-ți fac așa, da, o poveste, da, din astea... În care elogiu să, de asta. Așa, da, în care să zic, domnul Brenciu mi-a schimbat viața, îi mulțumesc din suflet. Nu. Îl iubesc. Nu, deja sunt invidios pe simplicitatea... Simplicitatea italiană. Simplicitatea de la rochia lui. Nu, cu mine trebuie să fie nebună. Da, da, i-am eu te-am îndrăgit pe... ceva frumos. I-am zis foarte frumos. Ia zi, ce ai zis? Mi-a pus acolo și a scris 4 ani. Nu, am scris că mi-ai mâncat viața, dar mi-ai și făcut-o mai frumoasă. A, deci tot ceva. Am dat-o și eu tot așa, vezi? Da, deci eu am... da. Cu mâncatul eu... stau bine. Da, aș putea zice că vedem. A, ăsta e, nu, uite că distrug și microfoanele. Sunt fier pe tine azi. Să nu, e clar pe mine. Florin a fost, mi-a povestit, s-a întâlnit cu Brian May pentru că a fost la Silverstone. Yes. În UK. Și m-a plouat de m-a luat bâțul. Și e adevărat că l-ai întâlnit acolo pe... Pe? Brad Pitt? Da. Filma acolo pentru noul lui film. Vezi, fraiero? Na. De e. Vezi? Tu ai stat acasă și l-ai întâlnit pe... Andrei îl cheamă. Pe Sofie. Dar nici n-am avut drum încolo, stai puțin. Domnul Brenciu, da. N-am avut încolo drum, că mă duceam. Ce dacă... făceai tu lui Brad Pitt? Ce zi? Hello? Nu, nici măcar hello. Tu, știi cum e? Este timid. Eu nu zic hello, mai la bărbați. La o femeie, nici atât. Dar era filmat într-o boxă, pentru că face nou film despre Hamilton și încă un șofer, nu mai știu despre cine, și filma acolo și când a văzut că s-a adunat lume, au pus un paravan mare negru și n-a lăsat pe nimeni să se uite. Așa fac și eu când filmez. Pui paravane? Cursă, pe mine nu mă vede nimeni când filmez. Și vorbim aici, ce suntem... Și în același timp vreau să spun că e o chestie foarte interesantă. Dacă îi spui acum, uite, nu spune nimic, dacă îl știi pe Florin Ristei, uite, spune acum, în ce oraș s-ar îmbarca imediat în avion și s-ar duce direct acolo, știi? Da. Care? În... Nu, taci din gură, taci, zi. În New York, în LA, nu. Bravo. Trea din prima LA. E, acum, a fost la... El nu știe în ce dată m-am născut eu. Iunie. Dar data nu știi. 20 un pic. Ce-a fost asta? 20,05. Ai, lasă-mă. 6. Nu știi. Știe, 26. Dacă nu știai la acum 29, știai?
Păi cum să nu? De unde știi? Pe cât te născut domnul Brânciu? Pe 28. Păi după tine, imediat. Păi eu sunt pe 29. Uite, uite ce, Ilona, Ilona, astea sunt normale, normale. Pentru că tu ziceai din aur că tu ai crescut și te-ai maturizat. Astea sunt normale. Știu. Încep să ne uiți. Alzheimer-ul e normal. Stai cu noi ăștia de pleava societății. Stai cu noi aici. Ăștia care te invită la sala palatului. Aici să te văd. Mai știi Marea Schismă? Mai știi că Genghis Khan a intrat de acolo? 1241 eram acolo. 1914. Ăla eram eu. Eu sunt verde. Am murit. Pușcatul. Dar acum vreau să spui tuturor de ce te atrage pe tine Los Angeles-ul și fiți atenți aici. Care femei frumoase? Nu! Nici nu are, nu prea are femei frumoase? Nu! Zim locul de perpedes. Promenada, Hollywood Boulevard. Lasă, Hollywood Boulevard, nu vezi nimic de el. Acolo unde simți viața, că trăiești, că asta îți place. În Beverly Hills. Unde mă, ce vrei să zic? Zic ce vrei. Acolo, unde simți viața acolo, că palpită? Nu acolo cu pe jos când trece. Viața aceea aici palpită, e lipsită de confort occidental. La la ce mă zici? La Venice Beach. La Venice Beach, la da. Anul ăsta am fost la NAM, ți-am zis? La NAM. Nu. NAM. Habar și n-am. Am întâlnit pe toți, pe Stevie Wonder, pe toată lumea, Rick Beato era pe acolo, toți cântăcioșii. Dar ca vibe, nu știu, că zice lumea că America e așa, că LA e așa, mie îmi place extraordinar de mult, mi se pare, probabil că l-am văzut doar ca turist, probabil că oamenii care stau acolo, dar să te plimbi pe Venice Beach acolo și să-i vezi, la 100 de metri sunt oameni care cântă. Unii cântă un stil acolo, unii cântă acolo, unii cântă acolo și un vibe de ăsta, e fix ca în filme. Eu să vă arăt o chestie, dar nu am acum. Am crezut că ne faci cadou o plimbare la Venice Beach, că mi-ai luat bilete de avion. Unde să ne ducem să cântăm Ki-Ki-Ki, asta cum ne-ai pus tu. Să cântăm asta în Los Angeles, cu asta n-ai fi zis. Bă, vă dau eu două bilete la Los Angeles, dacă n-ajeți acolo, promiteți că faceți Ki-Ki-Ki, dar noi ți-o cântam de două ori. Dacă... Pe toată, nu doar refrenul. Eu nu puteam să mă duc pe Venice Beach să încep cu curu, cu curu, cu curu. Că aia e știu, e română. Cu curu acolo. Curu, curu. Ia două bilete. Ia. Eu n-am timp să mă duc, că dacă mă duc îi rup pe genunchi. Pe cine? Pe toți. Fie de aici. Duminică seara. Doar duminică seara. Pe plaja de la Venice Beach. Ioi. Știi că sunt diverse plaje acolo. Uh-huh. Una este Dennis... ăsta, actorul care a făcut și filmul, așa se numesc după oameni care au stat acolo exact în prima linie. Acasă lor stau actori americani care acolo se inspirau. Și Tarantino și ăștia. Și acolo pe plajă se strâng toți percuționiștii. Deci nu există altceva. Numai percuționiști. Vezi tu toate prostiile astea? Înmulțește cu încă 20. Congi, timbale, zdrângănele, păpcănele, tra-la-la-la și începe un ritm. Uh-huh. Și brusc 100 de oameni preiau ritmul ăla. Mamă, ce tare. Tu stai așa, e adevărat că unii au niște chestii mici, lungi așa, le țin așa. Joint-uri. S-au strâns deja. Joint. Dar toată lumea, femei, copii, bărbați, de toate culorile, de toate rasele, când am filmat chestia asta, ziceam... E un vibe, e o energie. E acolo o chestie pe care nu am regăsit-o nici măcar la sala palatului. Bine. Anumite momente... Pentru că nu le-ai dat instrumente de percuție. Când ai acum în noiembrie sau când ai, că ai 3 zile la rând, că am văzut afișul în drum spre încoa. Apropo, afișul tău era lângă afișul lui Ștefan. Ștefan are un sacou auriu. Ți-a luat fața. Atât am vrut să spun. No! Tu aveai un sacou mai cu minte în poza asta. Am o singură replică. Cine stă la masa mea? Când ai? 27, 28, 29? 22, 23, 24. Noiembrie. Și ce tematică ai anul ăsta? Ce faci? Fac ce-mi spune inima. Okay. Ceva nou, fresh. Ceva nou și fresh. Nu, dar am asta pe care ți-o dedic ție. Da. Cea mai frumoasă femeie. Am invitații. Ai invitați. Cine? Poți să spui? Da, dar o să tai din podcast. Dar o să fie niște chestii care n-au fost de mult acolo și pe care noi ați văzut. Practic n-au fost decât la noi.
Acu ești misterios. Ți-ai luat aerul la misterios. Da, da. Dar bine, a schimbat și invitația. L-a dus pe Marius Manole, pe Carmen Tănase, într-o altă zonă acum. Intra... foarte, a intrat mult în zona asta teatrală. Nu știe pe cine aduce. Păi nu, cred că se apucă de actorii. E, aduce, îți dai seama, actori cunoscuți. E bine, noi discutăm despre lucruri în alte Los Angeles și alte chestii, Venice Beach, dar Ilona s-a gândit că ar fi mai bine să ducă la Splash. Păi dacă n-am bani de altceva, eu am bani de Venice Beach. Băi, fata mea, vino în concertele mele. Și ți-a trebuit să te arunci de la 5 metri la Splash. De la 3 metri am sărit în primul rând și... nu e chiar așa. Nu mai. Și nu vreau să mă cer cu Florin Riste aici, că el m-a convins să mă duc. Bă, ce te gândi, mă, și de ce nu te-ai dus tu să sar cu ea? Eu am zis de acum la televizor, când mă duc undeva, vreau să o iau cu mine. De ce să mă duc singur? E o idee foarte bună, dar de ce n-ai venit atunci cu ea? El de ce? Stai, bă, cu cărți mai scris și el, mă duc eu singur, sar de la 3 metri, n-are niciun caz. O iau pe asta cu mine, că sare și face ca toate arătările pe acolo și râdem de murim. Înțelegi? Dar noi era să chiar murim, nu doar să râdem. Adică... Eu l-am întrebat, mi-au spus, eu zis, mergem, da. Poate nici nu sărim, nici el a zis, hai mă că mergem să râdem, să nu știu ce. Și la primul antrenament a văzut că e serioasă treaba. M-a luat după el. Deci ideea e că trebuie să iei după el, dar nu în totalitate, asta este chestia. Dacă aș putea întoarce timpul să... Dacă aș putea să... Dacă aș putea să întorc timpul. Nu așa mă lovește. Așa trebuie să îi dai. Dacă aș putea să întorc timpul. Să, să zic. Așa. Nu doar de la acolo. Așa puțin. E bine, am luat bine. Nu că fără să nu cânt. Cum ai zis timpul ăsta? Deci, să întorc timpul, da? Da, asta seamănă cu Elton John. Don't let the sun go down on me. Don't let the sun go down on me. Go down on me. I'm gonna set me free. And down on me. Let me free. Yes. Dai, că nu cântăm asta, sigur, ia. Fii atent ce tâmpești. E o surpriză, da. Tu pe time. I'll con... I could turn back time. Mamă, ce tare! Asta mi-a plăcut mult. Asta mi-a plăcut. And darling, if I could turn back time, if I could turn away, I'll take back all the words that I hurt you, and you stay. If I could reach the stars, I'd give them all to you. Then you love me, love me like you used to do. If I could turn back time. Ai o să am tăcut aici, că e podcastul tău. El trebuie să încheie. Deci eu, piesa asta, ca să înțelegeți, voi ați prins o hit old. Așa. One hit wonder. Tu ai prins-o nouă când a apărut atunci. Eu eram pe vremea când a apărut, știi? Doamne și domnilor, vă atrag atenția că... Nu pot să cred. Mamă, vreți o știre bombă? Bagă. Mamă, sunt în trending cu piesa nouă. N-am fost în viața mea în trending cu muzică. Am fost numai cu panara. E piesa fără sunete. Fără sunete, da. Băi, de unde știu eu chestiile astea? Yes. Gata, mă. Al nostru în trending, mă. Dar cine l-a băgat acolo? Dacă... Auzi, mă, e în trending, mă. Am vorbit cu trending-ul, eu ce dracu vorbim. Mi-am luat un training nou și am vorbit bravo, cu trending-ul. L-am scris la ăla, trending, care sunteți, mă, pacii, să-l urcăm și pe el un pic. Fără sunete, Ristei, Florin, în trailing, foarte, chiar acum. Și încă o știre bună, doamne și domnilor, cu puțină vreme în urmă, Ilona Brăzoianu, a căzut de pe trotinetă. Oh, a căzut rău de pe trotinetă. Vai, băiața, vai, dar... Băi, fata mea. A venit cu mufa umflată. Doamne, ferește, am căzut rău de tot.
mi s-au amestecat gândurile, am uitat piesele, nu mai știam ce am de jucat, ce nu joc, ce... Vai de capul meu, a fost rău de tot. Picioarele lovite sau doar degetele dinții. Junite? Coastele, dinții, pe aici, ochiul, tot, era ceva rău de tot. A ridicat o femeie de pe jos. Doamne, ferește, avea viteză, erai nebună. Avea viteză maximă tot tine, ficat. Bă, am dat cu fața de pământ. S-a făcut un prapălau acolo, vă dați seama dacă am căzut. Tere ca lumea, stradă. Adică. Păi dar nu, mergeam undeva până aer, eram deasupra, eram pe stradă. Pe stradă, bravo. Pe stradă, păi stai mă, mergea regulamentar. Păi, da, dar știi ce mi-a plăcut? Ea a comentat, dar n-a arătat poze. Deci, ce vrei să vă arăt poze cum era când am căzut? Nu, dar n-am pus nicio poză și zice așa. Am citez. Pus pe Instagram. Da? Da. Asta ce Icon. Și nici atunci nu ce-a pierdut umorul. Icon de prostie cu capul spart de trotinetă. Neața tuturor. Nu știu ce mă doare mai rău. Mâna, piciorul, capul, rubrică proastă pe trotinetă se încheie aici. Da. Am făcut o rubrică proastă pe trotinetă. Dacă sunteți și voi, puteți să vă scrieți dacă sunteți la fel de proști. Clubul trotinetelor. Da. Exact. Da, îmi pare rău, dar asta s-a întâmplat. Băi, eu vreau să vă spun una peste alta că, iată, în octombrie se împlinesc 24 de ani de la piesa Dana. Cred că se împlinesc 24 de ani de la 1900 toamnă. Pe 10 octombrie s-a... 10 octombrie. S-a compus aceasta, s-a lansat piesa Dana și iasă victima aici. Iar eu mă întreb că anul viitor, pentru că anul viitor... Fac 25. O să faci 25 de ani, face două săli de sala Palatului. Yes. Pentru că tu nu o să te poți abține să ne inviți. Tu ce idei despre invitație? Adică ce crezi că trebuie să faci să mă inviți? Crezi că eu își cer bani? Da. În primul răspunsul este nu. Okay. Aici se vor deci nu. Deci, deci asta am scos. Din contră, dacă e nevoie... Mie că... Ce? Mie că o să cânti mai mult decât ne propunem. Adică... Băi, frate. Știi, adică eu nu pot să zic, Horia, vino să cântăm o piesă. Că tu nu o să cânti una. Băi, frate. Și pe aia cânti și după aia s-a transformat spectacolul în Horia Brânciu. Și Florin Istei, ciu-ciu. Și eu vreau să fac spectacole de astea, o oră, 45, două, două ore și un sfert. Tu faci patru. Nu mai fac patru de mult timp. Nu, a, ok. Băi, bun, deci am eliminat-o și pe asta. Nu, dă la o parte chestia asta. Numai. Deci, îmi spui, ce vrei să cânti? Da. Uite. Ceva de la mă rog, ceva așa. De la mine, da. Da, și după aia ceva de la mine. Corect. Și după aia părăsești scena. Stai! Păi vezi, stai! Băi, stai mă puțin! Păi cum, gata! Nu! Nu! Doar încălzirea! Deci tu faci playlist-ul, da? Zici, bă, uite, am făcut playlist-ul, playlist-ul meu. Tu ești la și 13 până la și 20. Nu mă, nu, stai puțin, playlist-ul tău. De la 1 până la 60 de minute, ok. Și de la 60 în sus. Mi-ar trebui, uite, un... Cred că aș avea nevoie ca să echilibrez, pentru că e un spectacol tot, nu un momentul cu Brânciu spectacol, tot e un spectacol, corect. Da? Uite aici ar fi interesant. Cred că doi invitați, trei poate mi-ar ajunge și mi-ar face un spectacol plin cu surprize și atractiv. Momentul ăla are două piese. Nu mai vrea, chiar dacă mai vrea ăla să stea, nu mai e, pentru că timingul merge înainte. E ca la nuntă, nu mai bagi din nou puiul. Vaca a plecat. Ai dat moment. Depinde, eu mai bag, dar nu mă cheamă nimeni. Deci două piese? Băi, cât vrei tu? N-ai zis da. N-ai zis la nimic da. Da. M-ai fentat așa, ca la Ploiești. Cât vrei tu? Două piese. Sigur că da. Mamă, și e mai mult. Eu am avut mai puțin. Ai prins lozul ăla, șmecher. Eu am luat una. Da, două ai cântat și tu. Două ai cântat, mă. Una jumate. Aia a fost două piese. Bine că n-am chemat-o pe mama de la Giurgiu, că a fost scurt și săraca nici nu ajungea bine în fața la sala Palatului, că s-a terminat momentul și ieșeam. Da, da, ai fost în climaxul spectacolului. Sigur că da. Ai, Florine? Nu? Dar cum? Fain. La jumătate. Eu cred că lucrurile astea se vor rezolva. Pentru că la fel se va rezolva și faptul că tu, la început... O să se rezolve sigur când o să-mi pun eu la sala Palatului și nu o să vă mai... nu o să ne mai deranjezi. Nu o să mă mai încurc cu prezența mea pe la spectacole. Dar de ce nu încerci odată? Ce? Eu să fac zis... singură? Să mă duc acum la sala Palatului? Singură? Deci fără de nimic? Fii atent de aici. Păi n-am orgă, n-am... Păi îți dau eu orgă. N-am acordeonul, n-am ce-mi trebuie. Îți dau și mixer. Mie trebuie acordeonul, mie-mi trebuie cimpoiul, mie-mi trebuie fluierul, toate astea. Să-ți dau idee bestială? Da. Fiecare dintre noi, invitații tăi, pentru că bănesc că o să ne bagi până în seamă. Sigur că da, de cu voi încep. Fiecare dintre noi îți aduce câte o chestie. Doamne și domnilor, eu n-am vrut să fac asta, dar iată cine m-a forțat. Ilona, forțată de invitați, a făcut sala Palatului. Exact. Și vine Florin... Un basist. Vine cu un bas.
Eu vin cu o muzicuță. Bendeac vine cu o canapea. Înțelegi? Și brusc ai și scenografie. Ai și de toate. De ce nu încerci chestia asta odată? Și ca să-ți faci mâna, poți să încerci așa cum am făcut și noi, că nu am făcut nici imediat sala palatului. Dar fă o mică chestie acolo. În fața bucului. Undeva. Făceam și când eram mică. Spectacol. Cred că mă întorc acolo, da. Ție îți place tare sala palatului. Tu vrei la toată lumea la concerte. E singura sală de genul ăsta din România. Din păcate. Și n-ați schimbat și voi, bă, scaunele, bă, tapizerie. Luați o grămadă de bani pe zi. I-am zis lui Florin. Și nu schimbați mocheta aia, mă, din sala palatului. Lasă-mă mocheta de sala. Mai merge 20 de ani. Tu trebuie să faci un spectacol de așa manieră încât să uite lumea unde e. Înțelegi? A, deci tu zici să-l fac undeva într-un loc mai... Că oricum nu-i dă nimeni seama că e locul mai... Și eu să cânt acolo ca prostă, nu? Și voi să stați la sala patru. Lasă, frate, că nu e chiar așa. Auzi, dacă tu, de exemplu, ai primit o invitație de la Las Fierbinți, unde ai jucat tu prima dată. Da. Era Iluminița. Da. Fata din bar. Da, unde? Da. Tu te-ai reîntoarce la Las Fierbinți? Nu. Ai rupt o fericire cu ei, nu mai vrei să... În primul rând nu mai sunt în trustul ăla și în al doilea rând nu Băi, mai vreau. Tu în primul rând trebuie să te bazezi pe tine, pe prietenii tăi, da. Indiferent de trust. Da, asta e o chestie. Când te evită cineva să joci, bă, vină la Barcelona, joci pentru Barcelona. Când te evită, vină Real Madrid. Păi da, dar n-are nicio legătură cu subiectul... Și dacă te invită mâine, și dacă se întâmplă ceva mâine și te duci acolo, și dacă se întâmplă ceva, te întoarce? Nu. Sunt foarte hotărâtă. Răspunsul meu final este, urmează întrebarea roșie, nu. Te-ai mai întoarce la Sfierbinți? Răspuns final, nu. Păi mai ai 40 da. De secunde. Mă sună Popa că vrea să-ți dea un bonus. Da, domnul Popa, sigur. Știi cu ce semănați voi? Iar ne descântăm. Știi cu ce semănați voi? Aoleu. Și chestia asta m-a prins formidabil de bine. Puterea voastră știi ce constă? Aoleu. Cine? S-a auzit un aoleu. Știi în ce constă puterea voastră? Puteți fi... La școală, la subiect, cred că nu prea contează tonalitatea. Puteți fi în același timp puternici să transmiteți emoție, puteți fi în același timp... Sensibili. Nebuni. Florin? Și să transmiteți... Florin, da. Florin. Florin și Ilona, așa vă cheamă pe voi. Florin. Noi suntem ca la școală cu subiectele, când încercăm să vedem printre ce ne pică, știi? Subiectul este că vreau să vă gândiți când scoateți la naiba un album împreună. Stay with me. Am cântat-o? Domnul Grecia a furat și nu sezonul trecut. Când scoateți voi albumul împreună, asta mă interesează. Guess it's true, I'm not good. Pe dracu. Ba da. Așa e piesa? Guess it's true, I'm not good in a one night stand. Ok, da, așa e. But I still need a love, cause I'm just a man. Nu mai știu cum era. Those nights never seem to go to plan. Așa e, Ilona, bravo. I don't want you to leave, will you hold my hand? Won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay. Why am I so emotional? No, it's not a good look, gain some self-control. Oh, deep down I know this never works. Works, baby. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're stay with me, cause you're
Am uitat și eu de piesa aici, asta. Nu mai încercați ce făceam pe vremuri, că pe vremuri am ce... N-ar fi mișto să-i luăm pe amândoi la sala aparatului? Băi, nu cred că pot. Întrebăm aici podcastul. Nu, s-a dus. Plus că Ristei nici nu cere bani. Vine și cu mixer? Stă var mixerul de nu vă vedeți voi. Am audiții X-Factor. Nu pot. Da. Ah, Badam! Când ai? Sunt liber! Cât ai? 21, 22, 23, 22, 22, 23, 24? Pe 27 începe audițiile, la fix. N-a poftim. Ai zis-o. Doamne și domnilor, Florin a declarat următoarele. Trebuie să începem să facem ceva cu educația asta. Da. Educația este singura cheie pentru tot ce vedem și la emisiuni. Da. Trebuie să începem să facem ceva cu educația asta, că în ultimii 30 de ani, astea sunt rezultatele, asta e țara. Și fii atent aici. Tu ai avut o situație. Deci ai făcut mișto de Insula Iubirii. N-am făcut mișto de insulă. Eu am făcut... Ai persiflat Insula Iubirii. Am deschis ochii să vadă, să înțeleagă lumea că ce e la insulă este realitatea. Nu este nimic regizat și aia este ce se întâmplă în țară. Deci eu sunt de acord cu tine. Da. Eu când ascultam două tinere discutând despre ăla și ăla, eu nu-i știam. Eu eram ca atunci când s-a deschis OTV-ul și se întâmpla ceva la OTV și ai văzut? Nu, n-am văzut. Nu, pentru că am niște chestii mai importante de făcut decât să fac acolo. Adică ce? Eu n-am chestii importante de făcut? E plăcerea mea vinovată. Se întâmplă în fiecare țară. Emisiunile astea reality sunt oglinda țării în care ești. Că noi trăim într-o bulă, tu stai aici la bogați, aici în partea asta, ai academie, vezi niște copii care sunt dintr-o familie mișto, eu văd niște oameni mișto, dar când te duci prin țară în concerte și dai seama că țara nu prea e aia. Și când o vezi și la televizor și vezi că unii oameni le iau, de exemplu, de bune, parcă trebuie să le zici, băi, ce vedeți aici nu e ok. Dar asta nu înseamnă că nu e ok să ieși la televizor. Că e ok să dai și exemple negative la televizor. Am înțeles ce zici. Dar important e cine ascultă exemplele și din ce parte le ia, din partea pozitivă sau din partea negativă. Înțeleg ce vrei să spui. Adică nu, de ce nu să nu faci niște studii de canto potrivit unui concurs de voce? Așa. Și de ce să nu-ți faci un tatuaj cum are cel de la Insula Iubirii? Știi, așa este o chestie. Pentru că alegerile țin de nivelul tău de educație și de comprehensiune. Și până la urmă alegerile sunt de... Ultima oară când am fost ai zis ceva. Am zis asta, da, am zis ceva. Mai zis una, tot așa. Parcă ne-am întors. O locuțiune, da. Omul crește. Locuțiune și acum ce a zis? Comprehensiune. Because comprehension in English. Yes, you know, you know, I speak... You're thinking only in English. Yeah, no, I'm thinking in English. Yes, English, thank you. What you do, yes. This is what I guess. Dar da, pledez pentru o România educată și nu ca domnul care nu mai câștigă acum. România trebuie să fie educată, băi, fraților. Ascultați-mă. Să pledez pentru o România educată. Pledez! Vă dați seama? Votați-mă! Așa o să îmbătânească, sunteți conștienți, da? Deci nu vreau să zic mai mult, dar... România să fie educată, copii să nu mai mănânce pe străzi, să nu se mai meargă pe stradă decât... Câte doi. În zile pare. Atâta. În rest să nu mai vă nimica. La școală 40 de limbi străine să știe copiii. Da, domnul Brânciu, scuzați-mă. Iartă-mă, noi de ce ne întâlnim numai... În formula asta. În formula asta, odată la 2 ani de zile, și de ce nu ne întâlnim la un pahar de bere în centru vechi? Păi, și vreau să-mi ziceți ceva concret, realist. Pentru că cred cu tărie și cu sufletul meu cel mare că dumneavoastră sunteți extrem de ocupat, pentru că vă văd păstorii cum postați numai de la concerte. Din același punct de vedere și colegul Florin el nu are timp să vină în centru vechi. La sala 4 și pe aia postează tot anul, cred doar nu crezi că Iată, se schimbă de ocazia, dar eu cred că trebuie să scriu asta SP. Nu cred că vă prindem noi băi, fii liber. Atunci. Liber. De exemplu, tu vinerea seara ești liber? Nu e liber, Florine, până în... Nu, deci, nu, continuă, de ce aș fi liber? Că poate te invităm undeva.
să bei cu noi. Știți, domnul Brenciu, eu nu vreau să fiu nu știu cum, dar eram afară cu colegul dumneavoastră care vă ajută și vă pur la nivel concertele și spunea că ați primit o solicitare pentru 2026. Adică asta voiam să vă spun. E... Eu acum i-am zis, bă, nu lua că... Vă rog frumos, dacă cei care transmiteți telefoane sau cereri de genul ăsta, eu, dacă doriți, eu pot să doar iau pe cu mine, doar pe unania, retribuindu-i corespunzător pe cei doi prieteni din fața mea. Eu le spun, prieteni, nu știu ce gânduri au ei, cât de profund gândesc, dar eu cred că dacă ne simțim bine la o, la o chiftea, chiftea, la un... burger. Mini hamburger. Mini. Mini hamburger. Un mini hamburger. O aripioară. Și da, o aripioară, eu cred că mergem, trebuie să mergem mai departe. Și eu cred la fel. Ai timp? Deci noi suntem ok, dar tu ai timp? Că n-ai, că dacă tu ai concerte până în 2026... Testează-mă! Bine, ok. Iau și teren la timp. Acum 2 ani ați câștigat... locul întâi. N-am câștigat nimic. La, te cunosc de undeva. Acum, anul ăsta. Anul ăsta. Tu ți-am zis că tu ești 2024. Da, mă. Acum anul ăsta, da. El a rămas cu evenimentul din 2026. Da, m-am... Așa, nu, nu, eu sunt 2026. Și? Așa trebuie să cheme următorul tău spectacol în 2026. Horia, înaintea vremurilor. Adică cum ar veni? Adică cum ar veni? Boom. Un pic în, înțelegi ce deci, zici? Ava, o ava, ava de la ce e asta? Adică este avant și îl faci, îl declin și în engleză și în franceză. Avant le temps. Și am dat câteva telefoane. Oui? Am dat câteva telefoane și veți înțelege acum. Și vă așteaptă poliția. De ce s-a câștigat? Ia. Pentru că tot la mizerie ajungem, îți zic eu. Eu l-am bănuit mai devreme că vreau să cânt în aia. Ce? La chinezărie? Aia, copii, da, chinezărie, ce, cred că vreau ce, să cântăm. Ăsta se numește... Îl simt. Dar nu cred că se poate cânta ceva. Proces de... de nu se poate proces cânta. De... de conștiință exacerbat. Iertați-mă pentru titlurile bombastice. Dar este voi doi și mă bucur că, iată, iată a fost surpriză. Mă bucur că ați dat și de numele meu printre prestațiile voastre. Mamă! Yes! Atenție! Eu am făcut asta! Tu ai fost, deci tu, tu ai fost ai eu. Ai văzut-o? Da! Normal că le-am cum văzut. Cum ți s-a părut? Pentru femei sau cu contramba? Alo, cuplul ăsta să câștige, nu, așa nu, am zis la ai telefon. Sunat-o să-i zici felicitări? Mi-a scris. Gata, scuze. Mi-a scris. Sorry me. Da. Scuze, Horia, ce faci vineri? Du-te, dracu! Stăstea în cap, în capuți! De, îmi cer scuze, colegi? Deci, deci fii atent aici. Stai așa, nu? Așa, fii atent aici. Nu știam că Ozana a fost îndrăgostită de tine. Ne-a spus în emisiune. Ah, dar chiar. A, să, spus, să ne oprim puțin cu podcastul aici. Domnul Brenciu. Domnul Brenciu, ia spuneți. Dacă tot până acum... În ce an era piesa asta? Azi știu. Când a fost înregistrarea? Acum 2000, 20 de ani. 20. 2004, bravo. A trimis mesaje indecente? Nu. Noi, ați văzut noi generația mai cu experiență, nu avem mesaje indecente. Ați văzut-o fără roche? Mamă, era să cad. Era să rup capul. Când s-a răspuns și eu? Ia. Da, am văzut-o și fără roche. Dumneavoastră știați că vă iubește? Da, știam de sentimentele ei. Ați împărtășit reciproc aceste sentimente? Le-am apreciat și le prețuiesc. Și mă bucur foarte mult că cineva s-a gândit să aibă aceste profunde sentimente față de mine. V-ați pupat? V-ați pupat? Pe scenă lucrurile pot, se pot complica. Da, au fost și pupături pe scenă. Vai de mine, știre de ultima oară. Vă rog să notați. Deci, domnul Brenciu, să nu tăiați asta de la podcast. Dacă o tăiați chiar pe asta, eu o să spun, ies în față și spun. Deci nu. Auzi, bă, da, voi știți, voi știți cum era Ozana cu 30 de ani? Ozana, limpede dacă tu o vedeai acum 30 de ani, Florin, așa? Ce-a fost Naomi, a fost piece așa? Of cake. Uf. În engleză. Yes. N-am găsit altă limba. Deci tu te îndrăgosteai de ea foarte tare. Ea a fost în corul operei, la Opera Națională, iar când o vedeam acolo, era... Tu ce faci, mă? Faci cinciunul ăsta? Se romantică pe ce spun eu? Mi se pare mișto ce făcea. Horia, avem o surpriză. Ozana! Ei!
Aici, dacă tu zici... Ce bine era! Ce bine era dacă intra acum o zară! Nu, dar putem... Direct acolo să intre! Putem... Putem să-i dăm un telefon. Ia. Da, da, asta e super mișto. Da. Da, da. Un telefon putem să-i dăm. Ia ce pare. Și uite, știi, pentru... Te pup, ce faci? Te sărut cu dragoste, Ana. Vreau să spun că stăteam de vorbă cu doi prieteni comuni de-ai noștri, și anume Ilona și Florin. Da, 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 da. Și da. M-au supus la câteva întrebări despre noi doi. Așa. Și ale tale buze moi. Și a trebuit să răspund ce a fost între noi, dar nu am spus tot. Așa. Și ce să zic, sunt puțin invidioși pe relația noastră. Așa. Și i-am felicitat încă o dată pentru că ne-au întruchipat pe amândoi atât de frumos pe scenă. Da, corect. Așa. Da. Ti. Florin în continuare mă ia peste picior. Cum? Așa. Peste ambele picioare, practic. Și Ilona este cu minte, ca de obicei. Știi că Ilona de fiecare dată ascultă și zâmbește și ea are ea așa. Unul e de la Galați și una e de la Giurgiu. E mai aproape de, știi? Da. Asta vreau să spun, nu vreau... Ce faci? Ești, pregătești ceva? Vrei să mă invit la tine la podcast sau ce? Nu înțelegeam. Eu doar vreau să întreb ce mai faci și mi-era dor de tine, ne-era tuturor dor. Ești minunat, mă pregătesc să merg la opere, că mâine este Esplanada, concertul de deschidere a stagiunii. Sunt bine, mulțumesc că am fost la Londra, am fost într-un concurs de talente în juriu, sunt ok, slavă Domnului. Ce bucurie să te aud. Sper să ne vedem cât de curând. Doamne ajută. Și te îmbrățișez cu mare drag, la fel cum fac și... Sărut mâna! Și Florin, te sărutăm cu drag. Doamne ajută, și eu pe voi, și eu pe voi. Doamne ajută, vă sărut. Mulțumesc. Pauză, Ana, cu drag, pa. Nu știu, n-a părut prea încântată de telefon, da. De fiecare dată când o suni, vezi, se... Se... Nu e. Tonul ăla, ai simțit tonul, acolo? Da, adică are ceva, o chestie, Anumite, anumite, așa cum spune și piesa, timpul. Cum ți-a răspuns eu? Domnule, dacă era chiar sentiment la mijloc, dar nu este. Timpul șterge, vindecă și șterge câteodată și s-au mai estompat anumite lucruri. Dar amintirile rămân. Pentru amintirile că... mă chinuiesc. Amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist. Atenție, după toți Tell Me Quick în pagina a doua, Ender a Kick in the Head. Yes. Atenția aia și după aceea, după Night and Day jos, revenim My Head Keeps Spinning. Da. Revenim, intrăm cu dumneavoastră. Doamne și domnilor. Haideți, domnul Brânciu. Ozana și Horia. Hai. Oh, a kick in one guy, babe. I kiss her and she kissed me. Like the fellow once said, ain't that a kick in a head? Hi, Ozana! Ah, the room was completely black. Oh, yeah. I hugged him and she hugged back. Oh, yeah. Like the sailor said, quote, what? Ain't that a hole in the ball? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. Yeah. If this is just a beginning, my life is gonna be beautiful. I've got sand enough to spread. Yeah. Just like a fellow said. Tell me quick, ain't got a kick in the head. Night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day. Night and day. Day and night, yeah. It's spinning. I go to sleep again, grinning.
if this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She thinks on a king-size bed. Yeah, I couldn't be any better, but I'll be true. Tell me quick. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, in love again. Yeah, 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 yeah. Tell me quick. Te-ai bucurat când ai văzut momentul făcut așa? Ți-a trezit vreo nostalgie? Știi când ne-ai chinuit? Știi când ne-ai chinuit? A fost cel mai greu moment din sezonul ăsta. Cel mai greu moment? Da. Nu. Da, 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 da. Că ei era foarte jos. Era foarte jos. Da, era foarte sus. A fost chin. Și plus că e non-pre... Nu, mai în engleză vine să zic. Nu e predictibilă linia melodică. Că e în colaj, e... Vai de mine, a fost... Deci chinul de pe lumea a fost ceva. A fost o dorință de mea că atunci în 2004, când făceam cabarete și tot felul de prostii la... cred că la Hilton erau. Era să... Brusc mi-am dat seama că pot undeva să pun toată muzica pe care nu ascultam în București. Pe care nu ascultam la radio. Uh-huh. Practic era un fel de... Dacă intrai acolo... Unde sunt aici? Că nu știu muzica asta. Și ieșeai speriat afară din încăperea respectivă. Dar a fost într-adevăr o experiență frumoasă și am învățat foarte multe de la viață. Uite, la un moment dat Ilona zicea că cel mai bun sfat pe care l-a primit de la o profesoară e ferește-te de oamenii cu toane. Uh-huh. Adică cum asta? Cum vine asta? Uite, imprevizibili. Da. Oamenii ăștia care azi sunt bine, mâine nu mai sunt bine și așa mai departe. Adică oamenii care au schimbări de mood, cum se zice. Drama acolo. Queens. Da. Păi da, dar câteodată e trist. Eu? Da, dar știi ce... Și în tristețe îți păstrezi de același fel de a fi? Asta vrei să spui? Da, nu prea se vede când trec prin ceva eu. Doar când leșină. Doar când leșină. Când leșină. Mie mi se pare foarte... Nu, adică nu-mi place când cineva își expune sentimentele și îți schimbă și ție starea de spirit. Adică nu într-o discuție intimă, ci pur și simplu genul ăla de om care are o stare proastă și cumva îți o induce și ție chiar că tu n-ai nicio vină. Și te face să participi la... Adică dacă eu azi am avut o zi proastă și veneam la podcast și spuneam bă, da, am avut o zi de căcat și nu, că am stat în trafic, mamele... Asta nu-mi place. Nu-mi place când oamenii nu țin cont de faptul că nu ar trebui să ne inducem unii altora niște stări proaste. Okay. Ai perfectă dreptate. Ți-ți dar place să lucrezi cu oameni așa? Nu, nici mie. Nu. Drept pentru care... Și nu-mi plac oamenii care se plâng, de exemplu. Eu mult. Cum am terminat în urmă cu 2 ani întâlnirea cu voi doi și luați separat și împreună, voi sunteți niște parteneri cu care îmi face plăcere. Practic e un fel de energie, că sunt ceacrele lui Florin sau cu asta nu sunt, e un fel de energie care te îmbie să fii cu cineva. Da. Înțelegi? Dacă ești singur, ești singur. Dacă ești cu un soț, ești cu un soț. De ce ajungem tot timpul la asta, din bucla asta pe care o fac eu? De ce tot timpul ajunge asta? Cred că vrea să-l facă la anul vindecă podcast matrimonial, ți-am zis. Pe 20 iulie, Ilona Brezoianu l-a ales pe Andrei. Da. Dacă nu știți voi, Andrei este instructor de schi. Mai este instructor de schi? Este, dar acum este pe iarbă. Pe iarbă? Este vară. Zici și tu tot acum în podcast. Ăsta s-a chinuit să nu zică că-s joint pe Venice Beach și tu zici că-s trotuitor pe iarbă. De care iarbă? Schi montan pe iarbă. Mulțumesc foarte mult specialistului nostru pe Eurosport. Ok. Andrei, ca să spun eu tot, că tu nu ești în stare să spun. Andrei o știa de la televizor. Deci, practic, Andrei te-a plăcut de la televizor. Lui a plăcut ce ai făcut la televizor. Da. Nu te-a văzut la Tip Top Minito, pentru că atunci nu mai înțelegea nimica, dar a plăcut de tine. Da. Bun. Acum, pe 20 iulie s-a căsătorit. Am înțeles că ai ales să porți o pereche de tenis cu un mesaj special, da, scris cu negru, proaspăt căsătoriți. Data anunții, da, și un desen cu un mire și o mireasă. Da. Rochia de mireasă creată pe comandă a fost lejeră, da, cu un design, ți-ai lăsat un merigoi,
da? Uh-huh. Și lungă până la pământ. Uh-huh. Conform site-ului brandului care s-a ocupat de realizarea rochei, aceasta a avut un preț de aproximativ 1500 de lei. Oh, și se numește și Ilona. Mm. Nu? Aia de cunie se numește. Ah, okay. Aia de cunie, nu. Scuze. Eu nu știu, am aflat chestia asta, înțelegi? Că nu te-ai invitat să duce. Da, eu, da. Dacă era voia. În sfârșit, tu, în sfârșit. Nu. Acum eu vorbesc. Hai. Un cost relativ mic în comparație cu modelele care își aleg mirețele ziua de azi. Am discutat deja cu colegul nostru, prietenul Florin, și a fost sufletul petrecerii. Lucru care m-a bucurat foarte mult. N-am mai avut bani de roche că m-a chemat pe mine. Tu trebuie să înțelegi că atunci când inviți pe cineva un prieten, da, el bine face parte din bucuria zilei respective. Dacă mai fi, prin absurd, mai fi de mine, eu... Uite, Bobone, de exemplu, m-a rugat, ține tu lada de zestre, unde se puneau plicurile. Okay. Uh-huh. Și a zis, nu vrei să cânti ceva? Ba da. La Smiley am vrut să mai cânt, dar brusc a venit unul, Luis Gabriel. N-am avut ce să mai cânt. Înțelegi? Ideea este următoarea pe care o să o spun. Și invitați. Diana Munteanu, Nicolae Tand, Radu Bucălae, Cuza, Diana Stejereanu, Adina Buzatu, actorul Marius Manole, Lia Bugnar. Stai că am întrebat tot. Lia Bugnar a scris, a găsit singurul om capabil să o înțeleagă. Foarte frumos. S-a măritat Ilona mea, a găsit singurul om de pe planetă capabil să o înțeleagă, de la I până la L și până la O. Și până la N. Și până la aul de la finalul numelui. Ilona e în multe feluri. Mult mai multe decât lasă să se vadă. Lia Bugnar, încheiat, vă urez să nu le neviți în dragoste. Am mai avut un invitat, da? Am aici toate pozele. Dacă că știu totul despre unul tata. Cine o are? Iată, da, a avut și sora. Da. 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 Și pe sora ta a invitat. S-a terminat totul când Ilona s-a urcat în spatele lui Andrei pe motor și duș au fost. Oh. Da, nu ne eram pe motor. Ai cântat? Știu și ce ai cântat? Da. Ce ai cântat? Am cântat. I can buy you... Flowers. Casă pentru... acuratețea. I can buy you some flowers. Aia ai cântat-o. Da. Doar un refren? Așa. Da? Da, vrei să cânt acum? Nu, doar în frenul, atât, ca să punctăm. Stop, atât, mulțumesc, atât, ați cântat, asta a cântat. Iar acum spunem, după ce ți-am istorisit zugrăvit printre, da, ca un Ion Niculce sau Grigore Ureche. Iau, ce frumos. O, Doamne. Și-ați cronicarii. Da, știu. Croituri. Mai vrei să mai faci o nuntă ca să-l inviți? Asta e întrebarea. Mai facem, mă, singurul lucru cu care te... Deci eu vorbesc des fluxul energetic între noi, uh-huh, și tu aici l-ai întrerupt. Oare se va putea remedia asta vreodată? Crezi că se va remedia? Colegul Mudava, ăsta era un doctor care așa, atingea și vindeca, eu cred că da. Singura șansă să te reabilitezi în fața societății, pentru că... Îi contează, eu și-am întrebat publicul de acasă, am primit 10 de mesaje, de ce n-a fost Horia Brenciu la nunt? Eco la coa, cum ar zice pim-pim-pim cocorucucu. Da, am primit sute de... Singura șansă. Mail-uri. Este să... Dai tăcai după. Singura șansă. Da. Andrei, de fapt, nu, cu Andrei. Andrei, singura șansă, mă uit la tine, Andrei, acum. Soțule, iubitul... Eu sper să te uit încolo când te uiți încolo. Da. Andrei. Este... să vă întâlniți în seri romantice până când sunt două dungi pe o chestie așa. Bun. Și? Ce, test de COVID ăla? Până când? Și după ce? După 9 luni iese și după 3 luni faci la botez. Okay. Ăsta e singura șansă. Păi nu că ai cântare în ziua botezului. Nu. Nu. Ba da. Nu. Că e 2026. Și tu ai deja 2026. Nu. Anulez... Dacă mai iei multe, să știi că eu mă opresc în procesul ăsta. Că eu după tine stau, de fapt, și de trebuie. Pentru că... Hai mă, să intre Andrei. Andrei, să intre Andrei. Nu a venit? Să intre Andrei, pentru că, draga mea, noi atunci, când o să fim cu toții la botezul tău... Da. Parcă veneai doar tu. Fetiță sau băiat, nu te-am întrebat. Ce?
Ce vrea? Ce vrea? Când nu știu, vorbim... Mă și-a arăjat vorbim de două ore, dar bă, am o întrebare, ești fetiță sau băiat? Băi, fii atât aici. Bă, mă, ia, la... Dar stai un pic, ce vrei, fetiță sau băiat? Aș vrea fată, mi-a fată, plăcut. Fată, fată. Fată. În fața scenei, da. Pui copilul acolo cu... cu da, căruciorul spre da. Așa. Și ma acum e. Ia cifră, ia. Horia, sper să nu mai avem 10 piese de când. Nu. Gata, deja greu a trecut. Sunt 4 ore de când stau aici. Mi-a trecut și foame, s-a făcut, mi-a făcut să pipi, trebuie să mă duc la repetiții. Mi-a trecut, puteam să beau și 3 pahare de vin că treceau. Hai să ce? Ți-am zis că eu îți cântăm mizeria. Vai, asta. Deci nu cred așa ceva. Pedeapsa. Ceamă. Pedeapsa. E eu, mare. Eu oricum pot să cum fără versuri, că nu se înțeleg. Deci pedeapsa. E mare. Mamă, săracii oameni, a scris o măsură instrumentală. Îți dai seama că ei au repetat, mi-e rușine de ei că au repetat-o. Mizeria. Nu o partitură, că noi n-am găsit. Vai, pedeam că există. Ce se există? Hai, 2025 botezul Ilonei. Eu trebuie să încep, nu? Vai, dar nu știu dacă ai anciu la yo, fân de hotel ai mei, ho-ho, banci ai ai mei, yo-ho-i, xafanci ai mei, ai că nu sună chiar așa rău. Meșanci mei, yo, ai de hotel ai mei, yo-ho, onde pan ai mei, yo-ho, îmi place mai mult, ai mei, yo-ho. 1, 2, 3, ha! Yo-yo-yo la mi, yo, chi-chi-nyo-nyo la mi, yo, chi-cu-si-nyo la mi, yo, yo-mi-o-hi, ma tu ti mi sing Takalau lai me yo yo hoi tai panju lai me yo yo shao ce bangji me yo fashion la lai me yo tai da han lai me yo yo hoi chao ni chao lai me yo yo chao kuo wa show me wa tu fa shi la yo mi yo ni su li wa mi mi su yo yo yi xiao pa tu la me yo yo zang shi yao mai yo scuzați-mă, așa scrie. Yo, 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 punji pan lai mei yo yo. Ajunge. Final. Mama. Să fie într-un ceas bun. Să fie într-un ceas bun. Știi despre ce vorbește piesa asta? Îi cerem scuze. Nu. Deci versurile nu o să vă vină să credeți. Sunt despre el, care este un personaj ușor afemeiat. El din față, ușor, și în spatele lui eu eram una dintre surori, sunt două surori. Ah. Și el are bucurii la una dintre surori și îi zice: să vezi când o să vin la tine, ce o să-ți fac, că o să te prind și o să te leg și o să te alea. Jocuri sexuale, e de sex muzica. Și ea zice: tu când o să vii, vezi că eu am aflat că ai fost și pe la soră mea. Și o să-ți vezi și o să-ți fac, o să te leg de pas și dacă vrei scot și pușca, că faci la unde, nu, este ceva, și scot și pușca și o să te țoai și poate ți-o și tai, cred este că se referă la... Chinezească, da. E orgie chinezească. Orgie chinezească. Într-un dialect de mult uitat. Andrei, de ce ai melodia? Deci asta a fost pedeapsa, da? Asta e pedeapsa. Ce bine. Asta a fost pedeapsa. Chiar nu mi s-a părut rău, mă așteptam la mai rău. Bă, am văzut cât de implicată Ilona. Băi, fantastic. Băi, eu... Și mi s-a spus asta de la oameni care au stat lângă ea. În momentul când ai o temă, pac. Deci tu ai putea să fii un fel de Tom Cruise. Când îi dă misiune, ăla-i parcă preznit. Știi, filmele la cu Tom Cruise, da, fii atent aici, ai o misiune, dacă o accepti, că se arde filmul ăsta pe care îl vezi. El putea zica, nu accept. Și se termina filmul. Da, da.
Nu, pe el mă mâncă. Îmi mâncă în nas, știi? Arată, da, accept, accept. Așa e Ilona. Ilona, chancen so ho, yo, 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 yo. Stai liniștit că n-a fost chiar așa, să știi că asta n-am acceptat-o repede și bine. A fost o muncă de convingere, m-am enervat un pic la început, nici măcar m-am străduit Furie, să scot mesurile. Dacă scot mesajele vocale pe care eu le primesc în timpul unui sezon de Te cunosc de undeva de la colega mea... N-ai ambiție dacă îmi dau un exemplu. Un mic exemplu. Să nu nimerezi vreunul. Nu, aia mi-e frică. Într-o seară mi-a zis, eu îmi piesă și mă arunc și pe geam acum că stau la doi și mă ia emisiune și ba... Și numai așa s-a auzit. Deci mai bine să și după aia eu râdeam și după aia alt mesaj vocal plângând. Florine, nu pot să văd asta. Nu, a fost așa, vă spun de ce pe scurt. Nu sunt alții în emisiunea aia care cântă. Ce trebuie să-mi dea mie? Să cânte cântăreții, nu eu. Nu, ideea este în felul următor. Eu am văzut piesa asta, nu am primit versuri la ea, că ni s-a spus că nu s-au găsit versuri și că nu există. Păi chiar nu există. E, și eu ce am făcut acasă? Harnică, cum mă știți, am luat hârtie albă, imaculată, pixul și am zis, dă-le dracule, scot eu, ce poate să fie așa greu. Și am făcut așa, am dat play și s-a auzit așa. Tăiam cele, yo, om de hodi. Stop, opa, ce-a zis? Om de hodi, încă o dată. Tăiam cele, yo, o dată dracule, stai că n-am apuc să scriu. Stai puțin. Deci, tăiam ce, încă o dată. Tăiam ce, tăiam ce. Când îi dădeam, o luam mai repede. Tăiam cele. Bă, du-te dracule, dar stai să scriu în bana mea. Ho, puțin. Tăiam ce, atât a scris. E, am scris două propoziții, tăiam ce la eu și aș du-te dracule. Bat picioarele în ea de piesă să-mi dea versurile, că altfel eu nu când nimic. Improvizez, zic de la mine și cu asta basta. Nu se poate scoate. Am pus mâna pe telefon, am sunat la regie, am zis, bă, nu se poate. Deci nu accept orice, dar nu se poate scoate, frate, este imposibil. Absolut. Nu poate niciun om normal să asculte, tăiam ce și să scoată. Nu, nu se poate face ceva. Unde-i mai că mi-ai zis că te arunci și tu și Bradu pe geam? Și Brad că mă iau cu Bradu și mă arunc pe geam. Deci e zis, preajma Crăciunului trebuie să fii. Băi. Nu, a fost găsesc, foarte, da, foarte. Știi care e chestia cea mai tare? Ia uite, versurile la Kikiki traduse. Tu știi, băiete, că viața nu e așa cum pare pe aici. Sunt vulpi, dincolo de scroci, mii de șoareci. Sunt țarii care mă înțeapă pe mine, aceiași care te înțeapă și pe tine. Toate acestea, deoarece la câți cocoși cântă, nu se mai face niciodată ziua. Bă, e mișto. Profund. Apropo de cuvinte de duh, cum era, mă, declarația ta în urmă cu ani de zile? Unde sunt zilele alea când ziceai că n-ai iubit și atât? Bă, mi-e bine. Fii atent aici. Mai ții minte ce e declarat aia? Că dorm pe diagonală. Exact, aia. Da. Vin când vreau acasă, plec când vreau, dorm în diagonală. Acum, gata. Păi ce crezi, că doarme cu soțul? Paralele, paralele inegale. Poate nici el sărat. Și să mai... Da, era senzația aia, știi, da? Bun, ideea este că... Domnul Brenciu, când te ia flama, nu mai dorm pe nicio parte, dorm și jos și la ușă, dacă e cazul. Ce frumos, mă, puțin raf, dar frumos. Frumos. Într-adevăr, una dintre fazele care m-a lovit pe mine în moalele nostalgiei mele a fost inevitabil cea pe care vă pun acum. Este ultima piesă din travaliul nostru, din caruselul, din montagna rusă. Maybe, bien sûr. Oui. Așa. Deci eu trebuie să mă trebuie să mă fac, da. Continui, je t'en prie. Și... Vrei să faci un podcast cu mamele noastre? O, Doamne Dumnezeule, cred că ar fi o bucurie. Deci, efectiv, ar fi o bucurie. Și voi v-ați face cruce. No! Ai răbdare? Mai ales că mamele mă cunosc de 31... Dar Brad, ai răbdare? No! Eu? Cu mamele? Da. Ai răbdare? N-O. No! Ascultă. Sorry. Ce mai scos, mă, de unde mai scos toate foile? Că de n-ai consumat un top de hârtie la fiecare invitat. Nu cred, cred că la noi a fost. Te sponsorizează ăștia cu hârtia? Voi ați bătut de mult, dar ăsta, deci genul este Charleston. Asta îmi place mie. Bac, zid. Deci every night, cum e? Every night I'm sitting by my window. Yeah, yeah. Staring at the lonely avenue. No! Watch a lover hand in hand. Și acum? No.
Și acum? Frumos, chiar sunt, dar nu azi. Băi, termină-mă cu chestiile astea. Acua Carpatica, este la domnul Vici, la podcast e Acua Carpatica, frate. Am făcut și eu promovare. Vreți Acua Carpatica, ai făcut promovare? Da, am făcut. Vin, Roze. De la Sâmburești. Domnul Brânciu, nu mai puneți că eu am spectacol și mă duc și așa miros a mișa. Ai azi? Da, are spectacol. Motan. Wow! Jesus Chrysler! Jesus Chrysler! Jesus Chrysler Superstar! Wow! Mai știi? Mai știi? Noi le învățăm doar pe loc acolo. Nu. Rămâne. Ia de aici. Ușor. Le scoate și în 3 exemplare. 2, 3, 4, 7 și... Eu sunt motanul Danilă. Sunt cel mai aprit motan. De șoricei nu-mi e milă. Oricând aici îi am. Mamă, ce bine sună! Îi văd și îi aud oriunde se ascult. Chiar dacă ar fi la polul nou sau polul sud, mișcarea mea e agilă. Din gheare îmi fac un arcan. Eu sunt motanul Danilă. Sunt cel mai aprig motan. Domnule motan, eu nu sunt dușman. Ți-am adus un bilet. Ce e în el? Slușnicuță? Da, de lucru aș avea. Dar ce știi tu să faci, draga mea? Aș ști să mă dur prin casă și chiar mâncare să fac. Și praful și... Lasă! Cred că-mi vei fi pe plac. Da, făină și mălai să ceri știioare, ha? Eu pot să spun nu prea. Vei învăța. Te rog, poftește la mine. Să vezi unde vei lucra. La 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 la. Și intrau în casă. La la la. Și se modula toată chestia. Eu sunt motanul Danilă. Iar bumnul e buzdugan. De nimenea nu am milă. Nu am milă. Sunt cel mai strașnic motan. Plec din nou la drum. Ține minte acum cum să cer binișor. Am să-ți spun. Și la stânga ta și la dreapta ta. Dar nu știu dacă eu voi putea. Dar eu sunt motanul Danilă. Sunt cel mai mândru motan. De șoricei nu mi-e milă. Oricând aici îi am. Da, oricând aici îi am. Da, 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 da. Da, oricând aici îi am. Da, da, da. Mamă, ce tare! Să fii harică! Să cer tot! Mamă, ce mișto! Mi-a plăcut mult ăsta, mi-a plăcut maxim. Maxim, deci mi-a trist așa. Aici mi-a dat ea amintirea pe care o am acasă la intrare în apartament. A făcut foarte frumos. Deci a fost top. Eu cred că el a trebuit să facă musical acum, sincer. Păi, a cochetat și vrea mai mult să facă. Ideea este că... Facă mai mult. Are talent, da. Da, e foarte talentat. Am dat să mă apuc de cât a trebuit să spun la X-Factor. Nu, ești talentat. Doamne și domnilor, cu părere de rău, vă anunț că am ajuns la întrebările de final. Mai avem întrebări, mâncă. Da. Ce să ne mai întreb, Horia? Cu da sau nu sau... Florin. Mai poți? Nu. Mai poți? Nu. Dacă ar fi să ai o putere formidabilă și să ștergi anumite apariții sau amintiri din TV, care ar fi acelea? Mamă, ce listă mare! Dacă aș putea să zbor, dacă aș putea să șterg, probabil aș șterge niște... Nu aș șterge mai lucru, doar niște piese pe care le-am cântat prost și de care mie, așa că mă uit la mine, mi se pare, bă, prost mai cânti. Mă uit așa la unele, dar nu prost în sensul ăla, prost că în sensul, în filtrul lui de acum. Am înțeles.
Știi, nu mai te uiți așa în spate, dar după aceea te gândești, aia mă, că au avut și alea un sens. Dar da, nu. Dar în general sunt mândru de orice măscăreală. Ăsta este sensul, ca să... Să vezi și de unde ai plecat și unde ai ajuns. De orice măscăreală. Yes. Tu crezi că atunci când am apărut în chiloți la Antena 1 de dimineață... Iată. Și am prezentat cu Luciu la mare... De ce ai apărut tu și n-a apărut Luciu în chiloți? 24 de ani. Era și ea, eram cu toți, eram cu Flintstone, cu Epoca de Piatră. Crezi că... eu consider o mare onoare și o... E CV? Nu! Dar tocmai acel lucru te face ca acum să fii puțin mai atent. Dar la fel de nebun și cu măscăreli. Ilona! No! Cu cine ai putea face pereche bună la Te Cunosc de undeva în afară de Florin Ristei? Nu vreau să răspund la întrebarea asta. Uite, îmi place faptul că... și acum întrebarea verde. Unde e camera? Bravo! Deci asta e. Ai refuzat răspuns. Refuz. Nu aș mai participa la Te Cunosc de undeva dacă nu aș participa cu el. Yes. Adică nu pot să iau un calcul asta că n-aș participa deloc. Ce frumos. Asta este o declarație de dragoste. Da, altfel. Bravo. Dragul, apropo de dragoste, Florin, uite că mi-ai intuit întrebarea, cât durează dragostea? No! 3 ani. S-a văzut. Mergem mai departe. Ce bulangiu! M-a luat așa la final. Până să vii tu oricum, am mai moșmodit pe aici. Am ascultat la ușă. Ia uite ce fel l-a întors. Am auzit când ți-a zis și întâlnirea. Mă tarul Danilă, ce frumos, cum ți-ai jucat și mușchile. Că durează, am văzut. Iată. Da, da. Asta a fost întrebarea roșie. E și bătă. O să o rulă, doamnă. Cred că dragul... Auzi, seara asta că merge la cântare, o să intru acolo. Eu sunt bătă. Și o să zică lumea, doamne, dar ce-o doamne. Cred că dragostea este incomensurabilă. Doar momentul cât stai cu o persoană este cuantificată, dar sentimentul este forever. Că e pentru prieteni, mame, iubiți, iubită. Once is there, once you go black, you never go back. S-a stricat și astea cât le-am frecat. Gata, s-a dus, ok. Era limit. Da, yes. Ilona, piesă de teatru sau cântare? Piesă de teatru, fără discuție. Ce-am zis? Nu se vede pe fața ta lucrul ăsta. Tu trebuie să realizezi, nu vreau să alegi. Nu, din contră, eu vreau dacă să mergi pe... aleg. Nu alegi, nu vreau să atunci, alegi. Nu vreau să alegi. Vreau să devii mai... Deci, acest podcast, întâlnirea asta a noastră, va fi pentru toată viața noastră, a copiilor și a nepoților noștri, pe YouTube. Nepotul tău... Și am auzit că o dai și la radio. Și plus că suntem pe Magic FM acum. Da, asta ca să, dacă nu știi. Înțelegi? Da. Deci nu suntem acum pe Magic FM, da. Te întreb. Eu vreau, ok. Cum să fim pe Magic FM? Da, mă, adică ești la radio. Suntem și la radio, da. Înțelegi? Magic FM. Magic FM. Radioului Moș Crăciun. Ria Blănciu. Ok. Deci asta vreau să spun, că tu trebuie să faci ceva. Omul ăsta e în trending, cu o piesă care... Ce... Când nimeni nu se aștepta. Mai că mă gândesc la ascultătoria care sunt în trafic și ascult acolo de ăsta, Eric Clapton. Eric Clapton? Păi ce să asculte la Magic FM? Eric Clapton, aia zi... Tears in Heaven. Da. Așa și pe aia se aude... Bă, ăsta e Brenciu la podcast, parcă era altfel podcast. Da, da, da. Bun. Dar nu puteai să faci cu radio tocmai cu Magic FM, care e foarte delicat, așa ne-ai chemat pe noi. Da, delicat, delicat, așa cum sunteți și voi. Hai. Okay. Florin, o întrebare la care nu te aștept deloc. Mioara Velicu sau Maria Ciobanu? Cine? Cum? E clar. Să ce? Să știi. Depinde. Lasă așa. Să cântăm, să jucăm ceva. Atunci, că știe toată lumea că cu Mioara Velicu. Lasă că... Mioara Velicu, spun eu. Sigur că i-am văzut. Maria Velicu, că măcar trăiește. Maria Velicu. Sau mai trăiește, nu? Trăiește. De unde ai întrebările astea, Horia? Din căpușorul tău? Uite, scrie pe ceea ce Five awkward questions. Mioara Velicu, să vezi ce ți apare. Oricând între ei doi se poate naște ceva muzical. Da.
Ilona, cea mai relaxantă zi a săptămânii este? Cea mai relaxantă zi a săptămânii este toate zilele, când toate. Eu îmi place munca. Este de luni până duminică, eu sunt relaxată, că mie munca nu-mi place. Eu n-am zi preferată. Munca e pentru utilaje. Da. Florin, bună dimineața sau bună seara? Tu bună seara, oricând. Știu, nu pare. Dar bună seara. Din toate punctele de vedere. Că bună dimineața, sunt foarte rare momentele când poți să-l articulezi, să zice. E bună dimineața, e... Nu, 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 te-am văzut. Băi, băi, știi foarte bine că mă uit de dimineață. Mă mai știi foarte dormind. Bine că văd și îți dau mesaje, mm-hmm. Numai că văd de descurcați. Mulțumim. Ilona, Britney Spears sau Christina Aguilera? Aguilera. De ce? Îmi place că are vocea mai specială. Britney ce piesă știi de la ea? De la Aguilera? Tu știi că Aguilera a venit concurentă la Cerbul de Aur? Da. În anii 90? Da. Și după aceea, după ce a plecat, a lăsat piesa. I-ai dat nu. I-ai dat nu te-ai întors cu scaunul. Dacă a venit Aguilera și te-ai întors cu scaunul, te omor. La sau ce? N-aveai scaun rotativ. Ai vins, stai să mă omor, nu? Da. Ai aveai scaun rotativ. Aveam o rotativă. Dar știi că a venit și nepoată-sa lui James Brown. Nu, știu. Ea a venit cu numele și a început să cânte. Eram la repetiție. Simite, eram în piață și am auzit. Și ți minte și melodia așa. Baby, 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 I can't do it. Cine e asta? Mă uit către... Era acolo Mariana Șoitu și Doina Anastasiu și... Cine e? E nepoata lui James Brown. Bum. Asta? Mm. Ca să înțelegeți că voi sunteți senzațional cu vocile voastre și cu prestațiile voastre. Deci nu mai trebuie să... Pe voi trebuie să vibă... Cristina Aguilera la Răboș Aguilera. Acolo. Eu vreau ca ea să devin. Ilona. Știați că albumul ăla celebru al lui Aguilera, cu piesa aia super celebră de când te ia de rupe pământul, e tras stând jos, adică pe spate, la orizontal. Pe spate? Da. Că aflase o tehnică, se spune că cea mai corectă poziție este cea care ești întins și călcâiul se aliniază cu creștetul capului. Dar nu jos, ci pe un perete, undeva. Ea a încercat și a tras tot albumul, e un documentar despre asta, foarte mișto, stând pe spate și zice că sonoritatea e un pic diferită. Știi care e diferența între voi și Aguilera? Banii. Nu. Părul. Atunci când stați voi, dați pe toată lumea pe spate. Și mai o chestie, eu cânt și din picioare. Iertați-mă, nu vreau să fiu nu știu cum, dar dacă cântă numai pe spate, eu dacă mă pun pe spate, atipez. De ce? Mai bine cânt dracu liniștită la orizontală. Că... Florin. Da. Insula Iubirii sau Singur pe Insulă? Ce? Insula Iubirii. Logic. Bă, tu ești... Mie nu-mi place Singur. Ba, îmi place Singur. Dar nu-mi place Singur pe o insulă. Și cumva el e mișto că are păreri la fel, ai văzut să-și menține părerea. Mie îmi place Singur. Ba nu, mie nu-mi place Singur. Îmi dau seama acum așa. Adică el omul e ok la creier. Omul cu creier e ok. Mie nu-mi place Singur. A, ba îmi place Singur. Adică el... Ba îmi place, dar nu în contextul ăla. Îmi place și Singur. Ilona. La casă zici, mie nu-mi place Singur. Și peste 5 minute te dă afară. Ba, îmi place Singur. Ba, stai mă, ce-am făcut? Am venit. Ba. Adică eu sunt maleabil. Da. Poți să mă obișnuiești cu tine și fără tine. Da, evident. Are malete, maleabil. Ilona, reclamă pe bani puțin sau serial pe bani mulți? Nu, pe reclamă pe bani mulți. Da. Era aiurea. Haideți, domnul Brenci, ce întrebare e asta? Era clar răspunsul. Deci, serial pe bani puțin sau reclamă pe bani mulți? Exact. Serial pe bani puțin, dacă e bun. Dacă reformulează. E bun. Serial prost pe bani... Mulți sau reclamă pe bani mulți? Da. Ce-am întrebat? Nu mai consumați. Alege din astea. Mulțumim două. Mulțumim Magic FM. Un serial prost sau o reclamă proastă pe bani mulți? Reclamă proastă pe bani. Bravo! Păi dacă mai și joc, e și scurtă, trece auzi, repede ca vaccinul. Stai, 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 ai reclama aia când... Băi, fii de aici, vreau să ne întreb o chestie. Când apare așa, din viitor. Da. Și vei așa. Ce bune reclamă. O maletă până în gât aici. Da. De ce? Păi așa a zis oamenii să fie îmbrăcată? Așa m-am îmbrăcat stiliștii de la reclama aia. Nu, păi n-a viitorul fost este mea. Atât îmbrăcat păi așa? Păi era iarna din viitor. Păi nu poți să știi ce anotimp să e. Adică travel e time. Complicat. Time travel. Avem stiliști, domnul Brenciu. Nu poți da. Să comentezi. Că eu sunt acolo un... Pion. Pion, sigur că da. Pion de aici. Florin, cine pe malul Tamisei, Senei sau pe cel al Dunării? Aici bat cu... Pentru că ești bagabond, voiai să zic Tamisa. Auză, tu te-ai dus... Unde nu sincer acum.
Pentru că... Care era întrebarea? Știi geografie sau ce? Pe ce mal mi-ar plăcea? Mal. Pe care mal? Mal. Maldone? Mal la poker. Deci... Deci. Sena e ca Sena cu... Sena e jegoasă. Așa? Că parcă Tamisa e și mai... Dunărea e periculoasă. Vezi, pare mie periculoasă. Și vine viitora, ne așteaptă, ne-au spus ungurii că vine. Dar te întreb o chestie. Tu ai fost vreodată cu Naomi la un restaurant în Londra? Bineînțeles. Și ai vreo amintire plăcută de acolo? Bineînțeles. Vezi, mă? Unde mergem și noi? Ce-ai, mă, cu el? Ce-ai, mă, cu el? Lasă-l o pași, mă, ce-ai cu el? Mă interesează numele de restaurant ca să mă duc și eu acolo. Dar nu poți să te guzi pe Google, pe Tripadvisor. Nu mai știu cum se cheamă clădirea aia mare în formă de ou. Cum se cheamă? Ăla celebru din lângă London, ai fix pe malul Tamisei, e un restaurant sus acolo, fain. Îți recomand. Este braș frumos. Am auzit că ai un caiet la restaurantul lui Florin, la care acționar. Ce am un caiet? Caiet. Caiet. Datorii? Da. E posibil să știi. Nu zic, nu. Poate e o glumă, dar nu m-aș mira să am. Adică să fii deschis ceva. A zis tocmai că ai caiet pe care iei fără să plătești. Am caiet? Ai caiet. Nu cred. Ești acolo, tu, onți, da? Te-ai fost caiet acolo, mă, vreodată? Am fost, da, dar mi se pare că... De ce am fost trecută pe caietul ăla? Ai fost exemplară. Un exemplar bun. Paolo, dacă știam... Ilona, eu sunt... deschis cu toată dragostea mea. Avem oameni aici care fac, care dreg, care cântă, care compun. Când lansez prima piesă proprie? Nu știu. Nu am nici cea mai vagă idee. Nu știu. Va fi o surpriză. Eu vorbesc serios. Mă pregătesc o surpriză. Observ vreun zâmbet pe fața mea. Horia, tu poți să schițezi ce vrei tu, dar eu n-am bani să scop piesă. Tocmai ți-am zis că nu-ți trebuie bani. Sau nu. Păi da. Fă-mi piesă și cânt, n-am nicio problemă. Dacă am o piesă pe care să o cânt, o cânt. Dar n-am piesă. Ai tu ceva ce vrei să-mi dai ceva? E, dacă nu te... Bine. Florin. Atenție! Florin, trombon sau trompetă? E de... M-a întâlnit. Trompetă. Dar înainte saxofonul. Să te înainte saxofon. Că-mi place vorba, vrei să te iau pe trompetă? Bine, ați venit la Magic FM. Avem astăzi rubrica cum să te iau pe trombon sau pe trompetă. Rubrica trombon. Eu eram sigură că o să zică trompetă, că... N-aveam nicio emoție. Și acum să redevenim din nou atenți. Andrei, soțul tău, te-a învățat să schiezi? Da. M-a învățat, dar eu n-am învățat nimic, el săracu. Ce aia, Cristiana? Te dai cu scriul. Cum se face, Cristiana? Așa. Și plugul? Așa. Și te mai dai cu scriule și în dormitor? Eu? Da. Păi da, cum, frate, dar eu faci n-am... Așa? Da, dar eu am scriule. Ce ai, mă? După dulap le iau și le dau cu ele. Dar ce, mă, tu te dai cu scriule în dormitor? Mă, mai da! Trompeta te dai, că asta știu sigur. Aoleu. Iertați, Magic FM! Am cedat nervos, sunt de 4 ore aici. Păi asta e și schema, că te ține mult să obosești, după aia spui numai prostii. Așa s-a întâmplat și data trecută. Cred că începe la Magic FM la 8 și se face 12 și acum ai voie să zici ce vrei. Și-a dat seama că nu poate cu astea și i-a început cu astea. Nu, nu, nu. Am ajuns. Ce-au cântat mor de mor, nu ne-a ascultat nimeni. Florine, spune-mi, ai fost la un restaurant cu Naomi, un restaurant mișto de tot. El spune, care speră că... Da, și tu, am fost, dar dracu mai știe ea, unde. Bravo. Știi? Și tu răspunzi, am fost, dar dracu mai știe unde. Zi, Florine, și cum a fost? Cum a fost? Mai ai ceva amintiri de acolo? Bă, Horia, nu știu ce să zic, că am, dar nu prea, eram turtă. El Shard, Shard se cheamă, cred că cu ouă ăla. Da. Spuneți. Horia, o întrebare pentru tine. Da. Mici sau ceafă de... Horia, mici sau ceafă de porc? Ce a făcut? Florin. Da, ce, dar cât mai stăm? Că sunt curios când dracu plecăm. Nu, că ce nu ți-a spus el la început, că acum el face podcast în două ori. Nu, că mi-e la telefon, mi-a zis, zic, vezi că am și o treabă, da, trei ore să ții. Dar eu am spectacol, cred că deja a început. Am venit la 12.45, e 5 și 10. Gata, jur, terminat, gata. Ăștia sunt la repetiții de o oră și un sfert și mă întreabă când... A, mi-a răspuns sunetistul mi-a zis, i-am zis, vorbește mult, Horia, mai stau un pic. Și Marian mi-a zis, care probabil de seamă cu tine, mi-a zis, ca mine, trebuie să-l înțelegi, e bătrân. Așadar, domnul Horia, cât vreți dumneavoastră, noi mai stăm, că știți cum cea mai bună voce masculină din România este. Na. Masculină?
Pe nou sau pe vechi? Pe vechi. Pe vechi, Bitman. Pe nou, Liviu Teodorescu. Da. Băi, tati. Cel mai bun actor, partener de scenă pe care l-ai avut vreodată este? Ma, nu pot să spun asta, că mi-i jignesc ceilalți colegi. Nu pot să spun. Nu, nu, nu pot să răspund la asta. Ce întrebări? Și ultimele întrebări? Oa! Auzi, dar ceva dulce n-ai? Hai! Dorinel Munteanu. Dorinel Munteanu. Sau Mircea Lucescu? Dar știi el de ce? Dorinel a făcut chestii frumoase pentru Galați. Așa te vreau, așa. Mircea Lucescu sper să facă chestii frumoase pentru Naționala. Vezi, bă, ce răspuns care știe că nu știe. A dus la Oțel, la Galați, acolo. A dus singurul antrenor care a câștigat cu Oțelul cupa și campionatul. Dorinel, da? Iar acum tu, Ilona, ultima întrebare din acest maraton zâmbistic? Da. Botez cu figuri în București sau altundeva la țară? La țară! Acolo vom merge, Doamne ajută, Doamne și domnilor. Nu, că noi am fost, dar tu n-ai fost, că nu te-ai invitat. Botez, la, țară. A, la botez. No, la botez. La botez. No! Să vină tortul. Să intre și mireasa. Ia-ți mireasă ziua bună. Iuhu! De la frate, de la mumă. De la frați, de la surori, măi. De la grădina cu flori, măi. Ce bun e! Și acum ne-i... Johnson-Kin, sunt țianțu. Magic FM, să știți că noi mâncăm tort acum. De la mumă. Magic FM. De la frate. La surori. Ia uzi, mă! Am uitat! Dar n-am de-asta, n-am de-asta. Nu ți-am cântat-o pe asta la nuntă? Fraier, eu prost. Eu cântă Horia, la botez. Vă mai mirați de ce a renunț în 2020. În 2020. Haide! Acest dulce reprezintă... Bă, ești formidabil, mă. Nu, că intră Andreea Marin. There comes a time when you hear the certain call. Deci vine de aici. Intrare la orice vrei tu, la eveniment, orice, unde, cântare în toată țara. Și îmi dă acord pe pian și încep. Până când e piesa care trec cântată, mai trec patru piese. Și de fiecare dată toate le cânt afară. Luate, bă, da, unde e ăsta? Deci tu îmi dai acordul, bine? Bine, pe treaba voastră. Treaba voastră. Ai văzut documentarul despre piesa asta? Hai să tragem câteva concluzii. Nu, în sfârșit. Deschisă sua casa, mi casa. Da, adică casa ta, noi suntem invitați la, la tine acasă oricum. Noi suntem români, da. Celebru. Deci o să fie o melodie pentru tine, trebuie să pui melodia, să vezi partea asta cum e. Okay. Pentru că tu acum ai scăldat-o, cum am scăldat-o și noi la început. Când am tineri, mai ții minte, Florin. Cântam de asta. There comes the time, we are the world, we are the children, știi? Așa ne plăcea nouă. Dar după ce am zis, las-o să zboare. Da, încă ne plac și ele. Da, nu ne-am despărțit de la, pentru că dacă le cântă ea mare, de ce o să ne cântăm noi? Păi. Iar dincolo de asta, vreau neapărat să te văd. Fericirea este la un pas de tine. Tu doar trebuie să faci pasul. Ai vrut să o drești cu mai devreme, m-am prins eu. Nu, nu vreau să mă leg de ușa ta care scârție, dar nu mă leg de ușa ta care scârție, că e... Asta trebuie să înțelegem. Trebuie să o ungă. Am reținut vinerea, oricând aceasta, poate să fie, dar numai vinerea? Numai vinerea. Noi doar vinerea bem. Pentru că sâmbătă n-avem emisiune dimineață și putem să ieșim vinerea dacă n-avem cântare. Dar nu prea se întâmplă să n-avem cântare sau și n-ai să... Ia, că toate vinerile le-ai full. Octombrie. Ia uite, cântare, cântare. 4 octombrie. N-ai cântare adică pe 4. Înainte de podcast. 4 octombrie ne vedem la băut. Ne vedem 4? La Hard Rock Cafe când acolo își vă dau și de băut. Sigur o să intre cântare. Nu, nu, nu. Și am și super aniversare pe 4 octombrie, fac 12 ani de freestyle și o să cânt cu două trupe. Cânt și cu băieții care am început acum 12 ani și cânt și cu ăștia noi. Bun. Și cred că și cântă și Ilona. 4 octombrie. 4 octombrie. Yes! Hard Rock Cafe. Octombrie. Păi, pe 4 Florin. De ce ai zis, cred că cântă și Ilona? Că poate că n-am, poate vine. Dar poate că n-am timp, vine aici la 4. Uite că n-am cântare pe 4, da? 4, n-ai nimic pe 4. Ultima piesă este?
Sport, strop, strofa 1 scrie. Sport. Aceasta este ultima piesă. E mai tare decât o mesă. A dat domnul să terminăm. Până data viitoare, peste 2 ani când mă vei invita. Până data viitoare să știm cum se cântă la asta. Să știu să cânt la aia. Hai. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Astăzi alături de noi a fost Cristian din Craiova, Iulian din Chișinău, Sergiu din Satu Mare, bine, Sergiu! Și bineînțeles Marius din Târgoviște. Șerban ne-a dat boxele tare. Horia Brenciu din sectorul 1. Din sectorul 1. Din Galați și Giurgiu. Ilona și Ristei. De trei ori, hei, 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 hei. Aqua Carpatica și domenile Sâmburești ne-au înnobilat și hidratat. Yeah! Mulțumim din suflet! Pe toată o avem! Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cerul albastru eu și tu. Lucru simple voi păstra. Voi păstra, voi păstra. Sala Palatului. Invita surpriză Ilona și Ristei. Ristei e liber, eu cu atât mai mult. Vă rog, doamnelor și domnilor, să vă luați bilete. Dacă tai partea asta din podcast, te omor cu mâna mea. Magic FM. Ha. Cu trompeta. Și cu trombonul. Acestea fiind spuse, închideți radio acum. Acesta este soarele. Este Florin. Aceasta este luna. Este Ilona. Eu mai vin. Culme, îți vine să crezi? Orlando Bloom. Bloom. Katie. La la. Mai vrea vin. A zis ceva cu vin. Are porție să prăjim. La pauză aia. Mulțumim. Am morcirea tot, am vrut să cânt tot aia. Am vrut eu la parte, că îmi place cum sună amplificată. Aia subțire, cum o cheamă? Ce cu Godin. Am văzut la magic, n-am pus mâna pe ea. Ilona Bre. Ilona Bre. Da. Rezonanță naturală. Am vrut să sune cu cablul în ea. Da, tot. Să stai cu... Eu asta mă zic. Să luăm la pachet? Vrei la pachet? Ne-am omorât, ne-am dopat până ne-a zăpăcit. Mai taie din sposul, că e prea multă mâncare și prea multă băutură. Ia, vezi că eu mi-au stăpcă, mi-ai dat, mi-le iau acasă. Ce? Dacă ai crezut că nu le iau, le iau. Ia mă, ce vrei din asta, alege. Tu la botez. Ia-l pe ăsta, că am un... Ia, păi e din partea mea. Ia fluier. Când ieși de aici, că dacă ești în bază, da? La la la, pa, plec. Hai,
acoperele pe toate. Așa. Acoperele. Așa. Și ăsta. Nu, acoperele pe toate. Și acum dai. Bun, dar vezi cum e. Unde ies? Unde ies? Ieși pe acolo. Pa. Și când crezi că... Dacă mine aia... Hai, mergem la tenis? Custom. Atenție, bine Diva, atenție. Pe nu loc să uit, mă duc eu să le pun simplu personal. Oricând... Ce spune, că-ți mușca din spate acum? Ce? A, pe asta am intrat? Cum am dat parcare? N-avem poză doar cu inola, să știți. Da, dar l-am făcut. N-am făcut. Să fie...